Perfect. Bună ziua, suflete frumoase! Bine ați venit! Bună ziua, dragă Marius! Bună Îți ziua! mulțumesc pentru că ai acceptat din nou invitația mea la această întâlnire de suflete cu acest subiect important care va fi dezbătut din nou, pentru că noi am mai avut un webinar pe această temă și a fost foarte iubită și s-a mai solicitat crearea unui nou webinar pe această temă. Cum să fii o mamă în divin pentru copiii tăi, în fiecare moment al vieții tale, pentru ca tu să crezi pentru copiii tăi o lume mai frumoasă, o lume în care să se reflecte divinul și frumusețea sa și ca ei să ducă mai departe acest dar spre copiilor, spre urmașilor. Bun, o să vă rugăm să începeți să adresați întrebările dumneavoastră pe chat și Marius vă va răspunde cu bucurie la fiecare întrebare a dumneavoastră. Mulțumim. Da, deci așadar, Marius, putem să începem. O să pun eu prima întrebare până vin următoarele întrebări. Cum poate o mamă care are mai mulți copii, da, și se simte uneori foarte obosită, foarte frustrată din cauza că nu face față la tot ceea ce se întâmplă în viața sa, adică sunt prea multe, să se împartă în prea multe locuri, cum poate ca ea să facă acest lucru cu ușurință, fără să se simtă obosită, fără să se simtă disipată în mai multe părți? Foarte simplu. Problema noastră întotdeauna este că punem etichete negative la lucrurile care ne susțin și ne ajută să ne dezvoltăm sufletește. Și punem etichete pozitive la ceea ce ne dărâmă viața. Deci, faptul că este supus la tot felul de greutăți este lucrul cel mai bun în măsura în care nu le va vedea ca fiind greutăți, ci ocazii de îndumnezeire. Și în cursul zilei, fiecare primește imens de multe ocazii ca să își dovedească dragostea față de tot ceea ce există. Acea dragoste, orice ar fi, deci fără pretenții. Că oamenii ne vor deranja continuu până când vom ajunge la această iubire fără capăt. De fapt, rolul lor acesta este. Ei sunt niște trimiși ai Domnului care ne cizelează și ne șlefuiesc ca un diamant. Deci, mama, dacă pune o etichetă și dă o semnificație negativă la ceea ce este de fapt un ajutor divin de sus, va suferi. Pentru că se cuplează imediat pe ego și ego-ul va vedea durere și suferință în ceea ce este înălțător de fapt. Totul este în funcție de cum privește mama acea situație. Acele situații vin pentru ca ea să intre în iubire și să învețe ceva din... Exact. Și în măsura în care nu va mai vedea niciun rău, nimic, nu vor mai veni neplăceri sau greutăți. Da, pentru că rolul greutăților și deranjului pe care ne-l fac oamenii este să ne ducă în această stare de acceptare totală, fără discriminare. Da. Deci totul este bine așa cum este, nu există niciun fel de comentariu, numai ego aduce comentarii, dar noi nu suntem acela. Nu avem treabă niciodată cu nicio nemulțumire, cu nicio îndoială, toate lucrurile acestea sunt ale ego-ului, pentru că el, ca să supraviețuiască, are nevoie să producă cât mai multe durere. Dacă nu o primește din afară, o creează. Da, și atunci apar situații. Deci este invenție. Deci întotdeauna când omul are o nemulțumire, o angoasă, o tristețe, o suferință interioară, nu este adevărată, este a egoului, și pentru că ființa divină din noi, sufletul, nu este nemulțumit de nimic, nu se supără niciodată, nu-i se pare nimic greu, el nu știe decât să dăruiască, are un prea plin de iubire, din contră, el abia așteaptă să dăruiască, pentru că din cauza asta a venit aici pe pământ,
ca să durească cât mai multă iubire și să transforme viața în rai. Ce frumos! Bine, Marius, o să începem să citim deja întrebările care încep să fie puse. O doamnă ne spune, dacă înainte am făcut niște alegeri care m-au dus unde nu consider că este cel mai benefic, implicit fiul meu cel mare are niște comportamente interesante, în ghilimele spus, cum pot remedia? Comportamentele fiului sunt ca să o ducă pe mamă în această acceptare totală, indiferent cum sunt oamenii. Acesta este rolul tuturor celor din jurul nostru și al copiilor și al soțului în cazul mamei sau femeii și a celor din jur, părinții, colegi de serviciu, prieteni. Deci rolul lor este să ne ducă în iubire. Din cauza asta, ei ne vor deranja cât se poate de mult, o viață întreagă. Nu avem nicio șansă altfel să ajungem cât mai sus în lumea de dincolo. Deci ceea ce ni se întâmplă și noi dăm o conotație negativă este de fapt un dar de sus, singura posibilitate de a ne înălța și a învăța iubirea orice ar fi. Deci ceea ce noi considerăm că este un rău este de fapt un bine mai mare decât binele și avem nevoie. Da. Deci nu este nevoie să remediem ceva, că ceea ce ni se întâmplă este chiar lucrul cel mai bun. Spre exemplu, cineva vine la un psiholog, nu? Și se plânge, deci toată lumea se plânge când merge la psiholog, că uite, astea sunt situațiile mele de viață și sunt imposibile și nu mai pot să trăiesc în condițiile acestea și mai departe. Dar tocmai ceea ce i s-a dat vine de la divin și este perfect așa cum este și avea nevoie de ele. Deci nu se pot comenta. Deci toate nemulțumirile acestea sunt ale egoului pentru că el dorește o suferință cât mai mare. El vrea să amplifice, să escaladeze starea de suferință. Dar când înțelegi că tot ce vine din față vine de la divin și este perfect așa cum este, pentru că Dumnezeu pe toate le face perfecte, noi aici nu înțelegem că Dumnezeu este viu și El vine spre tine prin toate situațiile de viață. În fața noastră nu sunt oameni, este numai Dumnezeu care prin ei ne corectează și ne vindecă sufletul. Când înțelegem lucrul acesta, nu mai ai reacție, nu mai te poți împotrivi la nimic. Și acceptarea blochează în continuare escaladarea situațiilor neplăcute. Deci nu mai ai acceptare. În fața unei situații neplăcute nu există decât acceptare. Rezistența sau lupta sau apărarea sunt ale egoului și el face lucrul ăsta ca să obțină o durere cât mai mare. Deci dacă vrei să nu mai suferi și lucrurile se intre în armonie, trebuie să înțelegi că tot ce vine din față vine de la el, sunt bune așa cum sunt și ai nevoie și sunt singura posibilitate de a te ajuta să urci mai sus în lumea de dincolo. Și mai este ceva, toate întâmplările acestea neplăcute sunt vămi. Adică este trecerea prin vămi. Trecerea se face și dincolo, dar acolo se rememorează ceea ce modul de comportament de acum. Deci comportamentul la conflict stabilește viața și moartea și poziția pe care vom avea în lumea de dincolo și sunt extrem de importante. Noi întotdeauna la conflict nu avem voie să reacționăm pentru că conflictul este al egoului și ni se dovedește așa că avem orgoliu și ni-l distruge. Deci întotdeauna când vine o neplăcere, este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla, avem nevoie de neplăcerea respectivă, pentru că prin ea, prin acceptarea ei, noi de fapt ne curățăm sufletul și blocăm viitoare posibile alte neplăceri. Da, deci, neplăcerea care vine din față este orgoliu nostru. Deci nu este de vină niciodată omul din fața ta, întotdeauna noi ridicăm arme și când avem arme, din față ne va veni ceva asemănător cu forța sau mai mare decât forța cu care noi atacăm. Este un fel de principiu al Arhimede aplicat la situația spirituală. Deci aceste probleme pentru această doamnă sunt însuși remediile, da? Însuși remediile. Și pentru aici pe pământ și pentru dincolo, la trecerea ale Avram. Da, deci nu există plângere. Plângerea e o prostie. Că dacă te plângi, obții mai multă durere și suferință, sufletul nu are nicio treabă cu suferința. El se bucură. Când egoul suferă, adică când noi avem neplăceri, sufletul se bucură, pentru că este eliberarea de ego. Da, deci sunt pași. Așa zis, iluminare sau...
pașii spre vindecare, spre mântuire, Este de chiar fapt, vindecare. vindecarea, la fel ca și boala. Boala este faza de vindecare. Și noi luptăm cu faza de vindecare și nu ne uităm la cauze. Cauzele sunt un șoc emoțional care apare prin respingerea ceea ce vine din față, crezând că cineva ne face un rău. Nimeni nu ne face un rău. Omul din fața ta este divin, nu, în spate este divin, nu, și el se duce instantaneu la Dumnezeu, primește o poruncă și vine spre tine și te scade cu forța cu care ești atașat sau ai orgoliu. Deci orgoliul nostru cheamă sau atașamentul nostru cheamă neplăcerile. Fără orgoliu și fără atașamente nu există niciun rău în lume și viața este miraculoasă. Deci nu ne putem plânge că uite ce am pățit și ce ne fac oamenii, ar trebui să ne plângem de ce noi suntem lipiți de viață și de ce avem orgoliu. Acestea sunt lucrurile care trebuie să le corectez. Și nu mai ai nevoie de boală sau neplăceri, ai să vină din față prin oameni ca să ne vindece sufletul. Și ceea ce ne fac este lucrul cel mai bun. Deci nu există comentariu. Da. Mergem mai departe. O altă doamnă întreabă, cum transform total și pentru totdeauna programe de autodistrugere, de sărăcie, de neputință în programe sănătoase și în programe de creator? Desigur, pentru a trăi o viață cât mai liniștită, mai frumoasă și îi susține și pe copiii mei în direcția de a trăi mai frumos. Să răspundem pe bucăți. Da. Repetăm. Aceste programe de autodistrugere sunt neacceptările stărilor conflictuale care vin din fața noastră, care de fapt sunt faza de vindecare. Deci noi nu acceptăm vindecarea sufletului. Ele se pot rezolva numai prin cedare, renunțare, acceptare, oferirea victoriei celuilalt, supunere, jertfă de sine, slujire, modestie, simplitate, smerenie. Deci exact prin ceea ce nu ne convine. Este exact ce spunea și Mark Twain. Ca să fii fericit în viață, trebuie să faci întotdeauna ceea ce nu-ți place și să nu faci niciodată, dar niciodată, ceea ce îți place. Pentru că ceea ce place, place ego-ului, iar sufletul nu este afectat de plăcere sau neplăcere. El nu face diferențe, el nu împarte în bine și rău. Sufletul nu se supără niciodată, acceptă totul și iartă totul așa cum vine, fără să se opună la absolut nimic. Pentru că el este veșnic, are toată puterea lumii, este una cu toate sufletele din natură și din univers, este puterea maximă, chiar sufletul nostru, și el nu este deranjat de absolut nimic. Din contră, în momentul în care ego-ul suferă și își face griji de toate felurile, se supără, se înfurie, se mânie, urește și este distrus de neplăcerile care vin din față, sufletul nostru se eliberează și se bucură. Și invers, când trupul tău este bine și se bucură, adică caută satisfacții și împliniri în comodități, în bunăstare, în stabilitate, siguranța vieții, sufletul nostru își așteaptă pe ira. Pentru că este o esențializare din partea noastră a ceea ce nu are nicio valoare. Este secundar. Când am fost în lumea de dincolo, într-una dintre experiențe și am trecut de fluviu de gânduri și a trebuit să revin înapoi pentru că mi-a venit în față, că eram un copil care picta pe balcon, mi-am zis, iarăși mă duc în visul ăla. Deci lumea de dincolo are un grad de realitate și de adevăr mai mare decât lumea aceasta și din punctul acela de vedere, lumea aceasta este o visare. Deci este o iluzie. Plus dacă am citit cineva prima mea carte Shangri-La, acolo am avut experiența cu camera, unde se vede foarte clar că ceea ce considerăm noi că este stabil și neschimbat, are materialitate și este real, nu are niciun fel de realitate, este doar o iluzie. Și așa am ajuns la cunoașterea practică a ceea ce în cultura indiană se spune că lumea aceasta este maya, este iluzorie. Sau în Biblie spune că este deșertăciune. Este secundară. Greșeala noastră este că noi acordăm totul și toată atenția noastră lucrurilor care nu sunt așa de importante. La realitatea aceasta din jur ar trebui să îi acordăm doar uneori atenție câteodată. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă să nu faci totul numai pentru tine, pentru interesul personal, pentru că tu ești o ființă comună, nu un eu izolat. Și măsura în care facem totul ca ceilalți să fie fericiți,
atunci vom fi și noi fericiți. Dacă ceva neplăcut se întâmplă în viața noastră, înseamnă că noi n-am dăruit suficient, destul. Nu oamenii sunt vinovați, ci noi nu i-am mai iubit destul. Deci ei nu au niciun fel de problemă. Noi nu i-am iubit destul. Și măsura în care noi ne deschidem și facem totul pentru ei și pe noi nu ne luăm în seamă și ne uităm, prin noi va trece energia divină, pentru că deschidem partea cerului, se duce spre situațiile de viață și le schimbă într-un mod la care nici nu ne așteptam. Adică când observăm că cei din jurul nostru devin răi, agresivi, nu ne mai înțelegem cu ei, nu suntem de vină, ci noi nu am făcut tot efortul ca lor să le fie mai bine. Adică nu le-am dat toată grija noastră, toată atenția noastră și toată dragostea noastră, aprecierea și recunoștința, pentru că omul este ca o plantă, el trăiește, trebuie să fie hrănit, ca trebuie să-i pui apă ca să poată să fie cum trebuie. El când este rău, spre exemplu, este un fel de strigă de ajutor, salvează-mi sufletul. Da. Și asta este singura soluție. Deci când ceva se degradează în viața noastră, nu mai merge afacerea, la servicii ne dă afară, nu mai primim bani și mai departe, apar discuții în familie, copiii nu ne mai ascultă, toate sunt datorită, în general, datorită femeii, pentru că ea este înțelepciunii pe pământ, adică i s-a dat foarte multă iubire ca să poată să amelioreze sau să medieze toate situațiile neplăcute din viață și să le încarce cu iubire. Acesta este rolul ei, este ca un fel de baterie. Trebuie să încarce tot timpul viața cu iubire. Și în măsura în care noi înțelegem că nimic din afară nu ne poate deranja dacă noi nu avem arme interioare și cauzele neplăcerilor sunt acest fapt că noi nu dăruim suficientă dragoste, dacă înțelegem că problema nu este la ceilalți, ci este la noi, nu mai putem să acuzăm pe nimeni, nu mai putem să fim nemulțumiți pe absolut nimic, nu mai există supărare și atunci ne unim cu sufletul divin. Și vreau să spun o metodă foarte interesantă. După părerea mea, este singura metodă care poate să rezolvă orice situație și fiecare poate să își autorepare viața în modul acesta. Să ia un caiet și în caietul acela să scrie cât de multe se poate aspecte ale sufletului. Adică să scrie ce este sufletul. Și dau un exemplu. Sufletul nu caută niciodată ale sale. Acceptă totul, iartă totul. Sufletul nu se supără niciodată. Sufletul doar eliberează. Nu vrea nimic pentru sine. Sufletul nu vrea să schimbe pe nimeni. Nu intervine niciodată. Și deci, dacă și după care te uiți la situația de viață și ce îți vine în cap, ce atitudine, ce gând îți vine în cap și te întrebi pe cine reprezintă acel gând, cine este acel gând, este egoul sau este sufletul? Și dacă vezi că ceva reprezintă o acuzație, o critică, o învinuire, o condamnare, o judecată, un reproș, nu ești tu acela, pentru că sufletul este total opus. Deci e inversul a ceea ce afirmi. Și atunci descoperi că tu nu ai fost în clipa respectivă, deci nu intri pe acel canal, pentru că dacă intri și iei și aplici acele gânduri care sunt de nemulțumire, consecințele vor fi rele. Adică ai toată siguranța că lucrurile se vor termina prost, pentru că ego-ul caută întotdeauna suferință. Deci când ai o nemulțumire, nu e adevărată, pentru că sufletul nu are nemulțumiri. Deci mereu trebuie să te verifici cine este cel care vorbește. Cine este cel care vorbește? Cel care îți induce acel gând? Cui aparține acel gând? Și așa îți dai seama și răspund și la întrebarea aceasta cu această ocazie. Îți dai seama că tu nu ești pe suflet. Care este problema aici? Când noi intrăm pe nemulțumiri, noi închidem poarta cerului. Nu mai vine energie vitală și ai toată siguranța că lucrurile se vor termina prost. Ca să se termine bine, tu trebuie să nu ai niciodată nemulțumiri ca să fii suflet. Deci trebuie să te unești cu sufletul, să te dezidentifici de ego și să te unești cu sufletul. Și asta se face foarte simplu, respingând orice gând care reprezintă o îndoială, o nemulțumire, o critică, o acuzație. Nu sunt adevărate. În niciun mod nu sunt adevărate. Ele sunt doar ca să susțină ego-ul, dar noi nu suntem același. Și invers, în măsura în care noi nu ne permitem să avem o gândire din aceasta
critică sau acuzatoare sau de îndoială, nimic rău nu-ți mai vine la tine. Și asta este lucru cel mai important, pentru că dacă în mod frecvent ne vin asemenea gânduri, ele se lasă în străfundă, se transformă în realitate și apoi ne lovește din față și ne confirmă previziunea. Dar de fapt noi am fost în ego. Ego-ul l-ai lăsat să-ți construiască o viață imposibilă. Deci noi nu trebuie să permitem gândurilor acestea negative în niciun mod, să le respingem de la început, să zicem că noi nu suntem acele gânduri și ele nu vor mai reveni. Dacă în toate situațiile de viață facem așa, ele nu mai vor reveni și atunci toată viața noastră se transformă într-o viață fericită, totul intră în armonie, lucrurile se potrivesc într-o formă la care nu-ți vine să crezi că se poate așa ceva, sunt oportune și tot ceea ce ai nevoie, nici măcar nu e nevoie să te gândești, ele ți se dau imediat și trăiești așa parcă ești în mâna divină. Dar dacă nu faci lucrul acesta, atunci ești măcinat de ego și din cauza asta ego cheamă întotdeauna suferință cât mai mare, dar el se distruge pe sine mereu. Și în cauza asta omul trăiește într-o perpetuă neîmplinire, niciodată nu este satisfăcut, lucrurile nu se poate mulțumi în niciun mod de nimic, îi sunt insuficiente și mereu vrea mai mult și nu este împăcat niciodată. Da. Însă când renunță la această gândire negativă, de îndoială, el atunci imediat s-a unit cu sufletul și când se unește cu sufletul, este prezent Dumnezeu și prezența lui îi face viața miraculoasă. Mi-am dat seama acum, Marius, că de fapt ego, fără să știe, devine un instrument al divinului. Exact, este un instrument foarte bun al divinului, deci de scăpare nu există, tot la iubire te duce. Da. Mergem mai departe, Marius. Cum elimin din viața mea ceea ce mă deranjează și nu mai îmi este sănătos? Am răspuns la întrebare, deci ceea ce deranjează ego-ul, nu pe noi. Deci greșeala noastră este că punem eu, ne identificăm cu ego-ul, îi spunem eu, ego-ul. Ego-ul fiind orice afirmație de neplăcere, de îndoială, de critică, dar noi nu suntem critica respectivă. Deci noi când blocăm această critică, noi de fapt ne identificăm cu sufletul. Deci trebuie mereu să fim atenți cui aparține afirmația respectivă. Dacă este o îndoială, o nemulțumire, nu ești tu acela. Și când ai zis nu ești tu acela, te-ai dezidentificat de ego instantaneu și ai intrat în suflet. Nu este nevoie de un efort, nu e nevoie de rugăciuni, de mai știu ce, ca să poți să ajungi la divin, ci pur și simplu să respingi gândirea aceasta negativă. Revine, da. Da. Mai departe întreabă această doamnă cum să-și dezvolte intuiția pentru a lua cele mai bune decizii atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Deci în măsura în care noi respingem gândirea negativă, neplăcerile nu mai vor veni în viața noastră. Deci în măsura în care noi ne dezidentificăm de eu pe primul plan, adică nu urmărim mai mult binele nostru, ci numai binele celuilalt, atunci noi ne-am rupt de ego și nu mai pornesc consecințele. Deci lucrul esențial ca să-ți faci o viață frumoasă este să nu funcționezi în lumea asta ca un eu. Adică să nu cauți interesul tău personal niciodată, interesul celorlalt să fie pe primul plan. Adică prima mișcare pe care o faci este de dăruire, de sacrificiu de sine, de jertfă. Cauți să fie celuilalt bine și am mai povestit de multe ori în aceste discuții. Am fost odată într-o excursie în Turcia până la Konya, în Anatolia Centrală, în podișul Anatoliei, unde este orașul Konya. Și în drum, în această excursie, aveam un autocar, un domn care era doctor în metalurgie, pensionar. Dădea lecții de matematică gratuite și lecții de not gratuite, deci tot ce făcea el era gratuit și avea un obicei foarte interesant: când se oprea autocarul, se ducea la benzinărie și cumpăra mâncare pentru tot autocarul și erau 50 și ceva de oameni și îi servea pe toți și apoi dacă îi mai rămânea și lui ceva. Deci primul gest pe care îl faci, trebuie să-l faci pentru celălalt. Este ca un fel de onorare a divinității pentru că celălalt este divinul. Trebuie să înțelegi clar că în fața ta nu este un om, ci este Dumnezeu. Nu oamenii ne deranjează, ci noi nu iubim destul. Da. Și deci nimic nu te poate deranja în măsura și nu poți să fii bolnav. Că rostul bolii și a neplăcerilor este să scadă orgoliu
și să ne desprindă de patim. Atâta timp cât noi vom avea patim, adică vom avea pasiuni din acestea, prin locul respectiv noi pierdem energie vitală, deci viață. Din cauza asta vin bolile exact în locul acela unde este o patim. Deci la țigară vine exact boala specifică, la băutură boala specifică. Rolul lor este să oprească scurgerea de energie vitală. Da, foarte interesant. Da, următoarea întrebare este cum reușim să ne conectăm direct cu Divinul, întreabă această doamnă. N-am prea răspuns la cea dinainte. Cum îmi dezvolt intuiția pentru a lua cele mai bune decizii, atât pe termen scurt cât și pe termen lung? Mereu să te lași pe tine. Să nu cauți mai mult binele tău niciodată. Deci este pentru că mai mult binele este pentru ego. Sufletul este indiferent la bine și rău. Adică el nu face diferențe. El vede în lucru neplăcut sau lucru care este rău pentru ego, el vede eliberare. Deci vin greutăți. Cineva te deranjează. Îl deranjează pe ego, nu pe tine ca suflet. Și sufletul este bucuros atunci. Când suferă ego-ul, când suferă o pierdere, când cineva îi face o răutate ego-ului tău, sufletul atunci se eliberează. Deci noi avem nevoie de neplăceri cât de mari se poate, pentru că este singura cale prin care noi ne putem curăța sufletul. Și asta se întâmplă. Că noi credem că înțelegem, că nu înțelegem, lucrurile astea se întâmplă automat, cu toată puterea, pentru că vin de la Dumnezeu care pe toate le face perfecte. Noi când suntem nemulțumiți de ceva, de fapt îl criticăm pe Dumnezeu. De ce, Doamne, vrei să-mi scazi mie ego-ul? Așa îi zice. Deci vine o neplăcere, cineva îți face o răutare sau o pierdere, te doare foarte mult, dar pe ego îl doare, tu nu ești acela și tu mereu trebuie să inversezi ca să poți să înțelegi lucrul ăsta. Nu poți să spui eu la ego niciodată, pentru că el nu are realitate de la sine. Numai sufletul are realitate, pentru că el vine de dincolo, se întoarce tot dincolo, el este în viață continuu, are o viață continuă, pe când ego-ul este doar provizoriu, este doar un concept. Noi credem, ne identificăm, este identificarea cu corpul, dar noi nu suntem corpul. În măsura în care tu nu faci totul pentru corpul tău, pentru binele simțurilor tale, și nu cauți comoditatea, stabilitatea, bunăstarea, siguranța și stabilitatea vieții, în măsura aceea te eliberezi de ego. Pentru că toate aceste lucruri pe care noi le apreciem cel mai mult sunt ego. Adică sunt pierzanie. În lumea de dincolo, toți oamenii care când mor, care sunt atașați de aceste lucruri, de plăceri, de savoare, de bunăstare, nu pot să urce absolut deloc, pentru că ele sunt chiar ego-ul și îi țin jos. Deci riscul, acum să zic, responsabilitatea venirii pe pământ este așa de mare, pentru că noi ne jucăm aici veșnicia. La sfârșitul vieții, imediat se ridică conștiința, care este modelul ideal, cum trebuia să fim și nu am fost, și imediat ne judecă, adică noi bifăm anumite lucruri și se vede imediat acolo ce am pus noi pe primul plan. Dacă omul a pus posesiile să se bucure, să se distreze pe primul plan, el atunci nu are putere să urce în lumea de dincolo, pentru că și-a irosit viața pe lucrurile care sunt secundare. Nu înseamnă absolut nimic în lumea de dincolo. Deci, îți închipui, omul caută să strige cât mai mult, să-și facă case, mașini, să-și cumpere, să aibă cât mai mulți bani, să călătorească cât mai mult, dar în lumea de dincolo lucrurile astea nu are posibilitate, îl trag în jos, pentru că nu înseamnă absolut nimic, înseamnă numai momentele în care el a cedat binele său, numai acela se contorizează, când s-a sacrificat pentru celălalt, s-a jertfit, când a dăruit cât mai mult, când i-a iubit, când a avut grijă de oameni, deci numai aceste momente de sacrificiu de sine sunt cele care se contorizează și sunt energie ascensională. Deci omul trebuie mereu în viața de aici să facă tot posibilul să trăiască ca o ființă comună, pentru că asta este el, nu pentru sine. În momentul în care face totul pentru sine, el începe să piardă, se închide poarta cerului și începe să piardă energie vitală și el nu mai poate să urce în lumea dincolo deloc. Din cauza asta, Ilie Cioara a explicat foarte bine în cartea lui Moartea Morții și Desăvârșire, pe care editura Darana acum a obținut drepturile de autor și o să republice cartea, a explicat că peste 95% dintre suflete nu pot să urce în lumea de dincolo și rămân închise într-o zonă tampon până la fluviul de gânduri, unde retrăiesc amplificat toate răutățile pe care le-au făcut ei celorlalți. Și până nu se eliberează de atașamentul de materie, ei nu pot să urce.
dar sunt majoritatea. Și când am venit din lumea de dincolo și am trecut, am intrat în soarele de iubire, în Dumnezeu, știi, în Shangri-La am povestit cu scara raiului, cu toate lucrurile acestea, m-a dus și am văzut, îngerul meu m-a dus să văd iadul al doilea. Iadul al doilea este cu irecuperabil. Acolo era o aglomerație. Păi acolo cred că erau sute de mii de miliarde de oameni care erau prinși într-un fel de plasă de suflete, cenușii care au prins în plasa aceea de pescar și toate aveau aceeași problemă, de regretul, că au fost pe pământ și au luat angajamentul că o să dăruiască iubire și s-au ocupat cu întreia interesului personal. Ăsta este ucigător, pentru că sufletul pierde energie vitală și nu mai poate să urce. Deci noi am venit aici ca la o benzinărie, te încarci cu energie vitală, dacă să te încarci trebuie să jerfești continuu viața ta pentru ceilalți. Adică să ai conștiința și să înțelegi că ești o ființă comună. În măsura în care faci totul pentru ceilalți, îți faci și ție un bine. Dar tu trebuie să ajungi la nivelul în care să fii de nevăzut, de neobservat, de neluat în seamă, să nu fii preocupat complet numai de tine și de interesul tău, pentru că numai așa, când lumea nu mai este totul pentru tine și nu este așa de importantă, atunci cerul și Dumnezeu este cel mai important. Da, deci această călătorie de fapt este pentru desăvârșirea de dincolo, această călătorie. Exact, este pentru dincolo. Da. Următoarea întrebare, cum reușim să comunicăm direct cu Divinul? Da. Este legată de întrebarea de mai sus. Intuiția aceasta se dezvoltă, într-adevăr este lucrul cel mai important, intuiția, și el se obține numai în măsura în care te lași pe tine. Și faci acel gol, în spațiul gol care se ridică, în spațiul acela vine Divinul. Deci dacă noi facem totul pentru binele nostru, suntem plini de eu și nu mai are loc să vină Dumnezeu. Este ca pălărierul din Alice în Țara Minunilor. Când vine Alice și pălărierul sare așa, era într-un foișor acela de ceai și sare și strigă crezând că vrea să ia ceaiul lui, strigă, nu-i loc, nu-i loc. Deci asta face ego-ul nostru. Deci respinge scăderea de sine. Și Domnul Iisus chiar spunea că în împărăția mea nu poate să ajungă decât cel care se leapă de pe sine în mod desăvârșit. Asta este și iubirea, asta este și credința. Deci credința nu poate să aibă decât cel care se lasă pe sine. Pentru că lăsându-se pe sine, el se unește cu ființa comună, adică cu Divinul. Nu poți să zici că ai credință dacă de fapt nu te lași pe tine și nu faci totul pentru bine celuilalt, nu obții această conștiință că ești de fapt o ființă comună. Ești chiar el. Ca să fii el, trebuie să fii gol de eu, gol de interese personale. Și lucrul ăsta este cel mai important în viața aceasta, pentru că dacă nu câștigăm raiul aici, nu avem parte de el dincolo. Pentru că această lăsare de sine este chiar raiul, este chiar Dumnezeu. Și îți închipui, dacă te uiți la oameni, oamenii luptă pentru interesul propriu. Deci nu-l vor pe Dumnezeu, îl resping. Nu vor raiul și nu vor parte de el. Te uiți foarte ușor la cineva cum se comportă și dacă vezi că el nu e săritor și nu se lasă pe sine în toate și nu face totul pentru binele celuilalt, omul acela nu o să ajungă în rai în niciun mod, ci în zona aceea de sub cer descrisă de Ilie ce oare în moartea moții și de săvârșirea, unde este o formă de scrâșnet al dinților, un început. Da, Marius, dar mulți oameni nu conștientizează, zici că trăiesc în acea orbire, zici că poartă și noi uneori, zici că purtăm niște ochelari și avem lentilele inverse. În loc să vedem lumea reală, vedem inversul, adică și inversul pe care mulți oameni din întreaga umanitate îl consideră de fapt normalitatea, așa e normalul. Dar nu este nicio problemă, noi am venit la învățat. Da. Și ceea ce ni se întâmplă, o suferim până nu mai putem în viața asta, da? Exact. Până când învățăm sau în alte vieți o luăm de la capăt din locul unde am rămas, nu este nicio problemă, fiecare până la urmă va ajunge la... Suntem condamnați la iubire, de fapt. Da, dar merge pe viteze diferite, că, spre exemplu, ai o autostradă și acolo ai un BMW, ai un Mercedes, ai un Trabant, ai o motocicletă, fiecare pe viteze diferite. Nu este niciun fel de problemă. Din cauza asta nu te poți plânge de efectiv nimeni, că fiecare om are programele lui. Deci nu poți să vii peste programele lui, că mai era întrebări despre copii, ce trebuie să le facem. Ei au programele lor, de obicei copiii sunt trimiși pentru părinți, deci în măsura în care țin minte din lumea de dincolo, mi s-a spus, te duci la familia cu tare.
Deci este o ordine deosebită în lumea de dincolo. Și apoi un alt lucru care vreau să-l spun data trecută, dar nu am apucat, a fost impresionat. Când intră sufletul, intră înainte de a se forma organele. Și stai și asiști când se formează organele. Și fiecare formare de organ este un extaz mai mare decât cel de la prag când privești soarele de iubire. Deci este o investiție de energie din partea divină incredibil de mare. Și asiști la formarea trupului tău. Oamenii sunt mulți care nu au credință, dar trupul tău este trupul lui, de fapt. El îl creează, nu? El îl administrează. Noi doar suntem uneu acolo, ignorant și necunoscător. Că dacă spunea domnul profesor Simionescu că a fost la un alt profesor și avea o planșă pe spatele biroului cu o celulă, cu multe operații și spunea, uite, aici sunt, să zicem, 100 de operații pe care le cunoaștem noi, dar poate să fie 1000, poate să fie 1 milion, poate să fie 1 miliard de operații pe secundă pe care le face o celulă. Dar gândește-te, zice, cine spune celulei când să dea drumul la operație, ce operație să facă, deci cineva care administrează totul și sunt miliarde și miliarde de celule în corpul nostru. Deci noi nu știm. Corpul nostru în continuare este corpul lui și este divin așa cum este. Problema pornește din faptul că modelul nostru de gândire nu reprezintă modelul iubirii după care funcționează corpul nostru. Și opunându-ne iubirii ca model de comportament în viață, atunci este dat peste cap corpul și el se răspunde sub formă de boli. Pentru că fiecare celulă, 80% din energia ei, o dăruiește celorlalte și mai ales întregului, cu toate că nu-l vede. Așa cum noi nu-l vedem pe Dumnezeu, dar face totul, fiecare celulă face totul pentru întreg. Și o doamnă care a luat un interviu pe canalul meu de YouTube, doamna Vlădeanu, doctor pensionar acum la spitalul de urgență, în viața ei n-au luat niciun fel de bani, s-a dăruit cu totul celălalt și este un model de dăruire și de iubire pentru oameni, incredibil, pe care ce important este că cum este mama sau cum sunt părinții, modelul lor de viață îl preiau copiii. Tatăl dânsei a fost învățător și a făcut 2 ani de pușcării la Sighet, trimis de comuniști, pentru că au băgat toată intelectualitatea la închisoare. Și spunea că dânsa a devenit credincioasă, că până atunci era atee, în anul 4 de facultate, când a observat la microscopul electronic că fiecare din celule are toate organele și funcțiile pe care le avem noi ca și corp. Are aparat excretor, aparat digestiv, creier și mai departe. Deci are viață și se comportă ca o ființă. Dar interesant este că face totul pentru celelalte. Așa ar trebui și facem și noi. Deci armonie există și va fi în univers în măsura în care oamenii vor face totul pentru celălalt. Că ele sunt, cum se zice și în Biblie, un fel de mădulare, părți dintr-un corp mai mare. Și atunci aș da seama că dacă celula este copiază identic corpul nostru și noi copiem identic la nivel mare, nu, un corp mult, mult mai mare, care are aceleași funcții. Ca o hologramă, da. Da. Cum reușim să comunicăm cu Divinul? Sau am sărit eu? Nu, asta ai răspuns la asta, că ai spus, are legătură cu intuiția, tu mai ai răspuns. Acum trecem la următoarea. Am remarcat că am așteptarea ca pruncii mei să fie mereu veseli când plâng sau sunt nemulțumiți, am o stare de disconfort. Iar am o stare de disconfort când văd dezordine. Fiul meu este foarte dezordonat, la fel și cu monotonia. Cum gestionăm acest disconfort? Păi ei ne ajută să iubim și să acceptăm așa cum sunt până la capăt. Asta este rolul. Deci ne deranjează până când ajungem să iubim orice ar fi și nu ne mai deranjează nimic. Când nu ne mai deranjează nimic, ei nu o să ne mai deranjeze. Pentru că și-au făcut rolul. Deci rolul tuturor oamenilor și al soțului, al celor dragi, părinți sau prieteni sau copii, este să ne chinuiască cât se poate de mult ca să scoată din noi cât mai multă iubire. Acesta este rolul vieții și asta îl face întotdeauna. În momentul în care noi nu vom mai face diferențe și ne vom dărui lor, indiferent că sunt dezordonați sau nu, și vom ajuta tot timpul,
că ei fac așa pentru că noi nu avem o iubire egală pentru toate. Dacă noi și avem împărțire în bine și rău, împărțim și căutăm un bine pentru noi propriu și ne distruge această preferință. Nu trebuie să ai niciun fel de preferință, trebuie să privești lucrurile în mod egal, să le iei așa cum sunt și să te dăruiești cu totul la toate, fără comentarii, fără discuții. Pentru că nu contează cum e celălalt. Când te unești cu ființa divină, care nu caută un bine pentru sine, atunci a deschis partea celui și vine energie vitală și îi alimentează pe ei. Deci ei sunt dezordonați pentru că noi nu dăm drumul la suficientă iubire, avem diferite forme de egoism sau de atașament de viață și pe acolo ne pierdem energie vitală. Și prin neplăcerile care ni le produc oamenii sau prin boli, noi suntem aduși înapoi sau prin nereușită sau prin pierdere. Deci toate lucrurile astea care de fapt noi le dăm o semnificație negativă sunt de fapt vitamina sau cum ai spus tu, medicamentul care este amar într-adevăr, dar este amar pentru ego. Pentru suflet este o bucurie imensă. Deci îți dai seama, cineva ne deranjează din față în forma aceasta, dar sufletul se bucură că îl deranjează pe ego. Ego-ul vede că e ceva neplăcut. Sufletul se dăruiește necondiționat, el nu obosește niciodată, nu are critici, nu are acuzații, nu se mânie, nu se întristează niciodată și nu știe ce să facă ca să-i fie celălalt mai bine. În măsura în care faci lucrul ăsta, te încași cu energie și ceilalți vor lua modelul tău și se vor schimba. Deci nu poți să schimbi pe celălalt niciodată sau exterior, decât întâi schimbându-te pe tine. Este singura soluție. Nu ai control asupra exteriorului. Exteriorul este în mâna lui Dumnezeu, în spatele fiecărui om este divinul. Dar îl mișcă astfel încât să te chinească cât se poate de mult, ca să poată să scoată din tine iubirea. Pentru asta ai venit. Să conștientizezi că ești o ființă a cerului, nu o ființă a pământului și să nu faci totul pentru pământ. În măsura în care nu faci totul pentru lumea aceasta, te sprijin de ea și atunci te poți ridica. Adică trebuie să nu o vrei, că Dumnezeu este nu lumea. Zice și în filozofia indiană, neti, neti, neti. Deci nu asta, nu asta, nu asta. Nimic din lumea asta nu ești tu. Deci nu trebuie să faci totul pentru lumea asta, pentru că ea este secundar. Reprezintă 0,3 până la 5% cu îngăduință, 3%. Noi suntem suflet în continuare și în măsura în care noi revenim în suflet, în conștiința că suntem suflet, care nu știe decât să iubească, în măsura aceea toate problemele noastre dispar. Problemele sunt făcute de ego, ca să poată că el împarte în bine și rău, ca să-ți producă o nemulțumire mai mare, pentru că el există atâta timp cât îți vine suferință. El caută durerea, dar tu nu ești durerea. Da. Deci dacă mama, în momentul în care vine și vede acea dezordine, da, își dă seama că de fapt este dezordinea din sufletul ei care a pus-o în relație cu copilul ei și atunci mai intră în reacție și pune iubire acolo și compasiune și înțelege, toate aceste situații de disconfort în timp vor dispărea, da? Pentru că ea înlocuiește reacția cu iubire, cu compasiune. Exact. Și măsura, dacă vede dezordine, ea se duce și face ordine, dar nu critică, nu acuză. Dacă nu critică, nu acuză, ea s-a unit cu sufletul și situațiile se schimbă, copilul vede un model cum ar trebui să fie el și atunci se trezește sufletul din el și de fapt pentru că este un fel, îl obligi pe celălalt să fie, că el este oglindă și va lua forma interiorului tău și așa îl schimbi, fiind tu cum trebuie. Deci fii tu un model cum trebuie și toată lumea ta din jurul tău se va schimba. Deci, atât. Nu e nevoie să-i spui nimic la nimeni. Exact. Tu doar să vii cu iubire și să faci acea curățenie, copilul. Da, și să nu ai comentarii, să nu critici nimic, pentru că nu e ăla de vină. Da. Și tu nu ai iubit destul, el îți arată ce este în tine. Întotdeauna noi nu avem treabă cu ceilalți, nu avem treabă numai cu noi. Da. E o fațetă, copilul e o fațetă a interiorului nostru. Și da, un aspect al interiorului nostru, copilul, relația noastră. Și soțul la fel, și serviciul, și oamenii, și societatea sunt aspecte ale noastre. Când mergi pe stradă, am mai spus, vezi doi oameni care se ceartă, ești tu acolo. Vezi doi oameni care se sărută, ești tu acolo. Sunt aspecte ale tale. Așa și este, Marius, pentru că am urmărit asta. Am început să în fiecare zi să mă întreb astăzi cum este ziua de astăzi despre mine și sunt atentă la detaliile. Vorbește despre tine, da? Da. Este minunat. Uite, spre exemplu, mergi cu trolebuză sau cu autobuz și pornești acolo să iei o discuție, un scandal. Păi scandalul ăla este în tine.
mai bine te duci acasă că ziua ta va fi nefericită. Înțelegi? Sau dacă când ieși la lift și liftul nu-ți vine imediat, va fi ziua proastă, pentru că tu te gândești în viitor și se blochează, este blocat. Deci noi influențăm realitatea în funcție de cum suntem noi interior. Fii tu în pace și în liniște și realitatea va lua forma ta întotdeauna. Pentru că ea vine când se apropie de tine, ia forma interiorului tău. Deci ca, dacă vrei ca lucrurile să fie bune în viață sau să meargă bine sau să ai reușită, trebuie tu să te schimbi. Întotdeauna oamenii vorbesc despre tine. Copiii, dacă sunt, te deranjează, ei vorbesc despre tine. Ceea ce vezi în față la ei și nu-ți convine, nu-ți convine la tine. Da. Ce părere aveți despre alegerea părinților de a face copii? Homeschooling. Da. Homeschooling. Cu copiii. Ce? Foarte bine. Pentru că părintele se va dori și mai mult decât în mod obișnuit. Copilul are nevoie de un lucru foarte esențial. Petrești timp cu el. De să petrești timp cu el este esențial pentru el. Și poate să fie și la facultate. Să petrești timp cu el este cel mai important. Și în general cu oamenii să petrești timp. Adică să jerfești timpul tău când faci lucrul acesta. Pentru ego, ego-ul vede o, orgoliu vede o pierdere. Dar de fapt este un câștig. Întotdeauna orice jertfă și lăsare de sine, când te oferi și sari în ajutorul celuilalt, de fapt te încarci cu energie vitală. Dacă oamenii ar ști chestia asta, eu cred că toți oamenii ar vrea să se jertfească pentru ceilalți, ca să poate să urce mai sus în lumea de dincolo, dar nu știu, nu li se spune. Și chiar dacă li se spune, să fie în simțirea lor, în trăirea lor, că poate li se spună și să nu aibă capacitatea, încă să nu fie pregătiți pentru această informație. Da. Următoarea întrebare este așa. Ce anume credeți despre copiii cu autism? Ce anume poate face o mamă pentru a-l ajuta? Eu am înțeles și am acceptat, dar cum să-l ajut pe el să nu mai sufere? Mulțumesc. O să fac un interviu cu o doamnă victorioasă în acest domeniu, care și-a schimbat băiatul, de a devenit un băiat excepțional și deosebit, cu toate că a avut acest diagnostic. Și asta a dovedit de fapt că băieții, copiii cu autism vin pentru părinți, copiii care au handicap vin pentru părinți, adică părinții au o mare, o imens de mare nevoie să poată să iasă din zona de confort, de stabilitate, și ei nu puteau fi scoși decât în forma aceasta, pentru că atașamentul de viață la ei era foarte mare. Bine că noi suntem în spate o constelație de personalități, nu? Alte vieți, alte programe primite de la părinți, bunici și așa mai departe, nu? Sau alte personalități care am fost noi în spate. Și din cauza asta nu poți să acuzi pe nimeni cu nimica, pentru că poți să zici că în viața aceasta a fost un om bun și deodată uite de ce îi vin neplăceri. Păi vine pentru că are din spate alte programe pe care nu le știe, care se duce, deci neplăcerea se duce la fix pe lucruri pe care nici probabil nici el nu le cunoaște și le scade. Nu suntem desăvârșiți. Pentru asta am venit aici. Și dacă înțelegem și că avem limite și când am venit pe pământ să ne înălțăm, nu mai putem să criticăm pe nimeni că nu știe, că nu poate, că uite cum este de rău. Toate lucrurile. Deci fiecare are programe specifice și care să-l ajute să poată să se elibereze de toate atașamentele lui. Deci copiii cu autism sau copiii care au handicap au venit pentru părinții lor și este singura modalitate ca părinții să poată să evolueze foarte mult. Am întâlnit odată o situație, am fost la Nea Ion de la Costești, am impresia, nu știu precis. Era după Ceaușescu, era un țăran care a văzut pe cer pe Maica Domnului și a ajuns vestit, oamenii mergeau la ei, la el ca la Sfântul de la Magravid. Și am fost și eu cu un prieten, cu Ovidiu Harbătă, care a scris multe cărți despre Valeriu Popa, și am mers și cu o familie care avea 3 fete și una dintre fete avea acea boală, nu știu cum se numește, mongoloism, cum se numește? Sindromul Down. Sindromul Down, da. Și celelalte erau fete normale. Și Nea Ion le-a spus tatălui, bine că a simțit ceva la tată și l-a pus să spună
L-a întrebat, te repezi de Satana, l-a întrebat de vreo 7 ore până când a fost convins în ceea ce spunea. Și a spus să știți că familia voastră și celelalte două fete ajunge foarte bine în viață, dar datorită acestei fete care are handicap. Prin ea, voi sunteți solicitați să iubiți, vă scoate iubirea din voi și iubirea aceea hrănește toată familia, grija pe care o acorzi ei, pentru că nu puteai să o cerți, nu puteai să faci nimic decât să o iubești așa cum era. Și deci ei reușeau să înveți iubirea divină prin această fată cu handicap. Și celelalte două fete au ajuns foarte bine, alimentate de această iubire necondiționată a acestei fete. Una a ajuns la Bruxelles, la Comunitatea Europeană, cealaltă la o firmă vestită în Statele Unite. Deci acesta este rolul acestor copii, să ne aducă, să ne învețe iubirea divină. Da, deci vin cu un program. În măsura în care părinte face lucrul acesta, asta vreau să arăt și o să iau interviu acelei doamne, în măsura în care părinte, pentru că l-a tratat pe băiat ca un om normal, nu îl critica cu nimic, se dăruia cu totul și deodată copilul a început să se schimbe, pentru că mama s-a schimbat. În măsura în care mama se schimbă și îl iubește așa cum este, indiferent, adică să nu-i se pară ceva greu sau solicitant, să se dăruiască lui fără restricții, în măsura aceea el se va vindeca. Deci ăsta este ajutorul, de fapt, schimbarea mamei. Da, și în general, și în familie. În măsura în care femeia, datorită energiei duble, dacă nu atacă și revine la divin, să se împacă cu Dumnezeu, atunci familia revine în matcă automat. De ea depinde totul. Da. Toată asta am scris cartea aceea cu femeile și bărbații, ca să arăt că, de fapt, nu este nimic rău, dar în măsura în care femeia o să iubească orice ar fi, atunci numai familia revine, dar și viața țării se schimbă, viața omenirii ca specie, dar și a naturii și a universului, pentru că natura urmează sufletul puterii cele mai mari energetice, că femeia are energie foarte mare și poate să influențeze totul. Deci ei s-a dat multă iubire, deci multă energie, ca să poată să construiască raiul pe pământ. De ea depinde specia umană, natura, dar și universul. Ce frumos! Da. Următoarea doamnă ne spune așa. Spuneți că femeia se masculinizează când judecă, acuză, ripostează. Să deducem că bărbaților le este permis să judece, să riposteze, să acuze, pentru că aceste acțiuni parcă nu sunt în Dumnezeu, indiferent că ești femeie sau bărbat. Da, am răspuns la această întrebare că bărbatul iubește femeia cu iubirea din ea față de el. El este doar oglindă, are un procent mic de 20% de energie. Din cauza asta, femeii se cere tot. În măsura în care ea este înțeleaptă și nu are orgoliu, în măsura aceea familia este în echilibru. Din cauza asta, religiile fundamentale au restricționat femeia cât se poate de mult, pentru că au observat că dacă nu fac lucrul acesta, orgoliu crește foarte mult, nu mai se nasc copii, se dezmembrează familiile și vin alte popoare și îi cuceresc. Deci, din necesitate, au făcut lucrul acesta, pentru că au observat pierderea enormă pe care o au comunitățile în măsura în care femeile sunt mândre și orgolioase sau au trufie. În cauza asta, ei se cere totul și restricțiile sunt majore pe femeie, mai puțin pe bărbat. În spatele bărbatului este divinul, în spatele femeii este numai ea însăși. Deci ea trebuie să... I s-a dat energia de la început și i s-a dat toată înțelepciunea, dar în măsura în care ea atacă principiul masculin, inițiator al creației, îl atacă direct pe Dumnezeu și lucrul ăsta nu îi se permite, pentru că în măsura în care îi crește orgoliu, natura se dereglează. Se dereglează, o urmează și începe să moară natura și universul la fel. Din cauza asta, femeia este mereu ținută cât se poate de jos prin tot felul de reguli sociale sau tradiții, ca să poată să se apere specia umană. Dar același lucru este și la animale. Animalele au un respect în lumea animalelor, femeia, deci partea feminină are un respect deosebit față de bărbat,
de mascul, pentru că fără el specia ar dispare. Și am dat exemplu cu lei, dar sunt același lucru și la alte animale. Leoaica se duce, omoară leu, e leneș și nu face absolut, vine, îi aduce prada și el mănâncă primul pui și cu femela asta și se uită. Aparent pare nedrept, dar este singura soluție ca masculul să devină mai mascul și specia să supraviețuiască. În măsura în care femeia atacă bărbatul, el își pierde masculinitatea, lucru care se întâmplă acum în Occident. Dacă masculinitatea în 1969, testosteronul era la 90-93%, acum în 2017, în statistică, am văzut, a ajuns la 45%. Asta înseamnă că în jur de 20 de ani de aici încolo se va termina complet. Deci specia umană este atacată acum de peste tot, dar și atacul acesta este permis pentru că trebuie să înțeleagă și să cucerească înțelegerea și credința singur. Dacă nu își dau seama singur, pot să moară. Și probabil că va face un efort să înțeleagă. Da, deci acel bărbat nu o va judeca femeie, nu o va critica, nu o dacă va... Nu... Da? Dacă în interiorul ei este iubire. El nu face la fel, ea, de, la fel ca și copilul, se reflectă exact. Fața ei. Interior. Reflectă, da. Și nu numai, când mergeți, spre exemplu, femeia care nu judecă pe stradă, tot ce vine din față este minunat. Dacă femeia are critică interioară, va vedea din față numai neplăceri, va veni din față neplăceri. Deci cum ești tu în interiorul tău, așa este și lumea ta. Așa sunt și oamenii, și copiii, și părinții, și soțul. Dar el nu are pondere, el are o pondere de energie mult mai mică, pentru că ei s-a dat totul ca să poată să nască. Ca să poată să nască copii, ai nevoie de o degajare de energie colosal de mare, ceea ce nu se întâmplă la bărbat. Da. Da, mai departe, următoarea întrebare este: cum poți să alegi să fii în Dumnezeu sau nu, dacă spuneți că în anumite, dacă spuneți în anumite videouri că totul este deja scris? Da, aici este o transpoziție pe care o fac oamenii mereu. Totul este deja scris la divin, îl cunoaște toate etapele vieții noastre până la sfârșitul veacurilor. Știe absolut tot ce se va întâmpla, știe toate alegerile, dar uite puterii lui imense de, cum să zic eu, de prelucrare a informației. Deci el poate să facă infinit de multe operații pe secundă. Și deci poate să vadă până la sfârșitul veacurilor. Noi suntem limitați, el în același timp este actor împreună cu noi în viața aceasta, întotdeauna în față, îl avem numai pe el, participă la viața noastră, deci, dar se vede și pe el, deci participarea lui este tot acolo, în acea viziune pe care o are el până la sfârșitul veacurilor. Deci el are două poziții, noi nu putem, pentru că avem o gândire liniară, logica asta noastră este liniară, una din alta, avem, adică împărțim bine, în bine și rău, adică e sau-sau, și excludem alte variante, pe când gândirea divină este și, noi facem lucrul acesta pentru că suntem limitați, avem o putere de procesare mult mai mică, el însă poate să facă infinite operații pe secundă. Deci el vede până în viitor, până la sfârșitul veacului, noi nu avem această viziune. În lumea de dincolo, sufletul este în două poziții sau în mai multe deodată. Și asta noi nu putem să înțelegem. Spre exemplu, în experiența aceea cu planeta pe care am fost eu cu ființa acela extraterestre, eram un copil, un băiat de la liceu în mașină, țintuit de doamna aceea de bară, așa, și în același timp eram un corp pe o planetă. Până acolo am ajuns ca sub forma unor fire de lumină. Când am plecat, a apărut imediat transpoziția, adică puteam să fiu firele de lumină și să văd tot mediul prin care treceam sau să mă uit din exterior la mine și mă vedeam ca fire de lumină. Deci eram în două poziții deodată. Și în același timp când am ajuns pe planeta aceea m-am recompus și m-am verificat dacă sunt material și eram material. Deci acolo unde este conștiința ta, acolo este realitatea ta. Oamenii probabil că mă proiectau în continuare în troleibuz, nu?
ca un băiat ținut, care se ținea de bară, însă eu uitasem complet pământul. Lumea aceasta am uitat-o. Am uitat istoria mea personală total. Adică eu eram fără istorie personală și eram numai acolo cu gândul pe planeta aceea. Uitasem cine sunt eu, nu mai știam nimic. Deci, în lumea de dincolo poți să fii în mai multe poziții deodată. Divinul este cel care cunoaște toate etapele până la sfârșitul vieții. Din cauza asta, ele deja s-au făcut, ele sunt acolo deja realizate de către el, adică cunoscute de către el. Și noi aici doar suntem ca cititorul, ca capul acela care citește la pick-up pe placa de bonită, citim acele săpături de pe placă, așa, dar în săpăturile acelea este și el. Și divinul este acolo. Din cauza asta nu poți să zici că există liber arbitru. La nivelul nostru putem să spunem că liber arbitru și divinul într-adevăr participă la viața noastră și credem că avem o autonomie, dar lucrurile deja s-au întâmplat pentru că la nivelul lui. Dar este o șmecherie a minții. Noi nu ne putem pune în poziția lui, care știe totul până la sfârșitul veacului și nu este treaba noastră să facem lucrul ăsta. Din cauza asta putem să rămânem doar la faptul că noi, la credința faptului că noi putem să schimbăm ceva. Noi, într-adevăr, avem alegeri aici, dar vezi că alegerile astea sunt cunoscute, dar nu e treaba noastră să le cunoaștem la nivelul divin. Dar și acele alegeri deja au fost scrise. Ele au fost deja scrise, dar nu e treaba noastră că au fost scrise, că nu poți să influențezi nimic. De multe ori văd cu 2-3 luni de zile înainte, mi se arată ce urma să se întâmple. Așa s-a întâmplat și la pandemie. Am văzut, m-a băgat în, nu visare, pe stradă, de obicei mi se întâmplă lucrul ăsta, m-a băgat într-un film în mod repetat, în fiecare zi, o săptămână de zile. Filmul Războiul Lumilor al lui Orson Welles, unde acolo era o chestie, era o piesă de teatru la radio și oamenii care au intrat să asculte piesa după începutul piesii, ei n-au știut că de fapt este o piesă de teatru și au crezut că au venit marțienii, au invadat Statele Unite, pentru că era prezentată sub o formă de reality show, adică cu interviuri, cu reporter. Și au crezut în lucrul acesta. Și s-a produs panică. Asta a fost prima săptămână. A doua săptămână mi s-a arătat și am intrat într-un film care se numea Insula, unde era un spital unde erau oameni schingiuiți și sedați și îmbolnăviți și mai departe. Deci, cumva, mi-a arătat metaforic ce urmează să se întâmple. Deci că este o înșelare și după care ce s-a întâmplat și cum, care este perspectiva. Ce urmează să se întâmple. Deci, ți se arată lucrul acestea, dar nu se poate interveni în niciun mod. Da. Să le schimbi. M-am surprins în următoarea situație. O văd pe fetița de un an în capătul unor scări. Îmi răsare în minte ideea că o să cadă, apoi chiar a căzut. Am creat situația sau a fost un gând premonitoriu? A fost un gând premonitoriu din poziția divină. Și am creat situația din poziția limitată de minte limitată pe care o avem noi. Deci trebuie să fim atenți ce gânduri avem, pentru că noi creăm realitatea. Deci în poziția noastră de ființe limitate creăm situațiile de viață prin gândurile și pe care le alegem noi. Că am spus, dacă ai omul alege o gândire din asta acuzatoare și critică, atunci viața așa va fi. Deci neplăcerile sunt critica noastră. Deci orgoliul nostru este atacul din afară. Deci fără orgoliu nu te poate ataca nimeni. Încă asta, dacă vrei să ai o viață frumoasă, te prinzi degeaba dacă ataci. Nu? Va trebui să fii scăzut. N-ai la îndemână decât 10 secunde ca să poți să retragi atacul respectiv, dacă nu se va transforma în realitate. Deci atenție ce gândești, că vei suferi lucrurile acelea. Sau nu. Asta la nivelul nostru. Dar în același timp, același lucru, vezi, aici se vede că sunt două semnificații aproape diferite, nu? Dar ambele sunt adevărate. Însă să fim în poziția divină nu este treaba noastră. Da, este foarte interesant că ceea ce a scris doamna aici
Mi s-a întâmplat și mie, seara am visat că fetița mea era la grădiniță și a ieșit singură din clasă și a început să coboare scările care sunt în spirală și când a ajuns la jumătatea scărilor, eu am trezit-o și am ieșit din vis. Și a doua zi am povestit mamei mele visul dimineața și când m-am întors de la serviciu mi-a spus: hai să-ți povestești ce s-a întâmplat astăzi la grădiniță, dar a ieșit din clasă nesupravegheată, deci nu au reușit să vadă, a reușit să deschidă ușa, micuță fiind de atunci, și a coborât până la jumătatea scărilor, exact ca în visul meu, și exact atunci a apărut o doamnă îngrijitoare care a întors-o înapoi. Altfel ar fi coborât și putea să iasă și din grădiniță. Deci mi s-a arătat seara în vis exact ceea ce s-a întâmplat a doua zi. Da, deci există vise premonitorii, dar să fim atenți că noi creăm realitatea. Da. Foarte interesant. Da. Ambele sunt valabile. Da. Și un alt lucru important aici. Toate afirmațiile care există, toate sunt valabile. Nu există decât și. Nu există sau. Când noi zicem sau și avem o alegere, este ego, întărim ego. Îndoială, da. Și când întărim ego, el creează un adversar, un dușman, îl întărește și dă și puterea și victoria. Asta este foarte important de înțeles, că întotdeauna când noi căutăm mai mult binele nostru, noi vom fi distruși neapărat. Deci propriul nostru ego se bate din afară, noi avem treabă cu noi întotdeauna. Nu oamenii, noi nu ne batem cu oamenii, noi ne batem cu ego-ul nostru, că îi determinăm să facă niște lucruri care nu sunt proprii. De aia se zice în Biblie să nu ucizi, să nu faci pe celălalt să facă un lucru care nu e natura lui. Exact, noi sunt doar actori. Să ucidă iubirea. Deci, da, acum, da, da. Noi am ales, da. Nu sunt decât două persoane în lume, decât noi și Divinul. Toți oamenii din fața noastră sunt El. Da. Și acționează la noi corector sau ne șlefuiesc ca un diamant. Da. Când mai înțelegi lucrul ăsta, nu te mai poți plânge de nimic și nu mai poți fi... Da, pentru că se așterne liniștea în suflet și claritatea. Exact. Înțeles exact. Că, de fapt, e o minciună, o iluzie. Da. Mai departe, o doamnă ne spune: nu înțeleg cum e ceva bun să fii într-un disconfort emoțional, să ne trăim viața în greu, întreabă această doamnă. Ce facem când remarcăm disconfortul? Cum îl depășim? Disconfortul este numai ale ego-ului. Sufletul nostru nu are niciun disconfort, nu este afectat de nimic, nu se îngrijorează, nu se supără, nu luptă, nu se apără, nu are ce pierde. Deci el este iubire și iubirea nu este, iubirea este întreagă, nu are lipsuri, nu poți să-i scoți sau să-i adaugi nimic, nu este deranjată de absolut nimic. Când suntem deranjați, nu suntem noi acela. Este când zicem am un disconfort, ego are un disconfort, sufletul nu are niciun disconfort niciodată. El nu știe decât să iubească. Și noi, aici este faptul că noi credem că nu suntem sufletul. Și singura operație care se face, trebuie să înțelegi cine ești tu cu adevărat. Că tu ești sufletul, întotdeauna ai fost sufletul, niciodată nu ai fost ego-ul care se îndoiește, care se luptă și se apără. Niciodată nu am fost altceva. Și tot efortul care se face în lume este să nu-ți dai seama cine ești tu cu adevărat. Mereu ni se dovedește prin tot ceea ce vedem noi prin, la televizor sau primim prin educație, credem că cineva ne face ceva anume, ego-ul îi se face. Noi nu suntem acela. Noi nu știm decât să iubim, să dăruim. Noi credem că avem nevoie de ceva din exterior, că avem nevoie să fim iubiți. Nu avem nevoie să fim iubiți niciodată. Noi avem nevoie doar să dăruim iubire, că avem un prea plin de iubire pentru că suntem ființe divine înalt vibraționale. Din cauza asta, aici este toată. Asta înseamnă că ne menținem mereu în ceea ce noi nu suntem și suferim pentru că suferința ne aduce în ceea ce suntem noi. Este rolul suferinței să ne învețe iubirea orice a fi și să ne ducă în divin ca să ne descoperim ca ființă divină. Atâta trebuie. Este singura operație care trebuie făcută. Și singurul lucru care nu se face în viața, în viață. Mereu credem că avem ceva de apărat, de luptat, că oamenii ne fac ceva, nimeni nu ne face absolut nimic. În momentul în care îi spui că celălalt este divin, ai greșit. Pentru că numai ego-ul vede o greșeală, vede rău și vinovați în față, dar ego-ul nu are existență de la sine. Existența de la sine nu are decât iubirea. Deci nu poți să spui eu decât în momentul în care exprimi iubire. Când nu te îndoiești de nimic, când nu te nemulțumește nimic, atunci ești sufletul, ești ființa de iubire, ești una cu Dumnezeu, numai atunci. Dar când apar aceste nemulțumiri,
sunt ale egoului și tu nu ești. Și vei atrage în continuare situații neplăcute până vei învăța că tu nu ești decât iubire și te vor zdrobi. Pentru că nu este nicio șansă, Dumnezeu întotdeauna distruge ego-ul nostru, toată ziua nu se ocupă decât cu distrugerea ego-ului nostru, fără discuție. Deci dacă vrei ca să ai viața, o viață frumoasă, niciodată nu te identifica cu nemulțumirile, cu grijile, cu îndoielile tale, pentru că nu ești tu acela. Tu ești cel care nu se supără niciodată, nu are nicio îndoială, nu are niciun fel de grijă și este tot timpul fericit, este bucuria însăși. Noi suntem chiar bucuria divină. Fiind acolo, întrecând de fluviul de gânduri, acolo nu exista niciun fel de întrebare. Deci nu aveam întrebări. Deci ego nu pune întrebări. Nu are comentarii. Nu are îngrijorări. Nu are nimic. Mă simțeam întreg și definitiv. Adică starea aceea de fericire era ființa mea și îmi dădeam seama că nimeni nu putea vreodată să-mi ia ceea ce sunt eu. Deci de fapt am intrat în sufletul omenirii, în sufletul universului, care este chiar el. Noi, în fundal, suntem spațiu, spațiu de iubire. Și tot efortul care se face în lume este să nu ne descoperim cine suntem noi cu adevărat. Și pe undeva tot universul ăsta depinde de noi. Măsura în care noi vom descoperi că suntem iubirea în sine, până la urmă lumea aceasta va dispare. Adică granița respectivă de fluviul acela de gânduri va dispare și cele două lumi se contopesc. Da, noi suntem ca niște sori de iubire aici pe pământ. Sigur. Da. Și nu știm altceva să facem. Numai că ego-ul zice că suntem niște proști. A fost o doamnă care a avut un accident cerebral și nu mai a putut să funcționeze cu emisfera stângă, aceea care este răspunzătoare de rațiune și de logică, care nu este importantă, este cea mai puțin importantă. Iar emisfera dreaptă, care se extinde și la nivelul universului, noi folosim, nu știu cât, 2, 3, 5% din ea și nu o folosim cu totul. Dar calitatea esențială este că nu reacționează, nu se luptă, nu se apără. Și în măsura în care emisfera stângă s-a inundat cu sânge, ea este ca un fel de dulap cu sertare. Și acolo în sertare sunt tot felul de fișiere, deci ea este formată din etichete. În măsura în care au căzut toate etichetele, sertarele la jos, ea era foarte supărată că nu mai putea să pună niciun fel de ordine în nimic. Și îi spunea celelalte emisfere, tu ești o proastă, fără mine nu poți să faci absolut nimic. Da. Și deci ego-ul desconsideră sufletul și vreau să spun că acolo sus, la prag, toate ființele globulare sunt niște slujitori, sunt ca niște copii. Ai putea să-i spui că sunt fraieri, adică au o calitate deosebită, se oferă mereu unul altuia, sunt săritori, nu știu ce să facă ca ție să-ți fie mai bine. Asta e calitatea lor esențială, acesta este raiul. Și dacă în viața noastră nu suntem ca ei, noi nu o să beneficiem de zona respectivă. În măsura în care noi punem condiții oamenilor, noi nu putem să ajungem în locul fără condiții, că acesta este raiul. Un spațiu unde nu sunt condiții. Dacă să poți să ajungi acolo, trebuie să nu-ți permiți vreodată să pui condiții și să nu cauți lumea. De oamenii, pentru că pun lumea pe primul plan. Adică, ce înseamnă să nu pui lumea? Să nu fii, să fii pe undeva neglijent, să nu faci totul pentru ea, să nu te preocupi, să aduni cât mai mult, să ai, să câștigi, pentru că toate lucrurile acestea sunt pierdere de timp. Sunt deșertăciune, cum spune în Biblie, sunt iluzie, sunt nimic. Toate lucrurile acestea se pierd, rămân aici. Deci lecția pe care ne-o dă moartea este fantastică. Tot ceea ce ai prețuit o viață întreagă și te-ai zbătut o viață întreagă și ai considerat că cea mai mare fericire nu este nicio fericire și nu înseamnă nimic. După care se vede, te chestionează să vadă dacă tu ai sacrificat ceva din viața ta pentru celălalt. Și majoritatea oamenilor nu sacrifică și atunci nu poți să urce. Sacrificiul de sine este iubirea. Iubirea este o energie ascensională. Deci dacă noi nu dăm mai mult binele nostru celorlalți, noi nu putem urca în niciun mod. Și riscul este maxim. Da. Următoarea doamnă ne spune așa, eu cred în iubire, dar iubirea pe pământ este definită distorsionat. Caz concret. Am fost foarte permisivă cu fiul meu cel mare. Credeam eu că asta înseamnă că este iubire. El a învățat să nu aibă limite, că poate face ceea ce vrea când vrea, așa că a fumat și marihuana la 12 ani,
să accept, să las, va aduce la adâncirea comportamentelor agresive și la autodistrugerea corpului său. El este atras de alcool, de țigări, de box. La ce poate duce asta? Deci are o vârstă foarte fragedă, 12 ani. Deci dacă copiii vin pentru noi să ne învețe iubirea orice ar fi, el face așa pentru că nu s-a alimentat cu suficientă de multă iubire, deci mama pe undeva a intervenit. Ei au programele lor, nu le pot schimba. Ei vin din altă viață, au maturitate, au experiențe proprii, au trecut prin foarte multe experiențe de viață și le continuă acum. Singurul lucru pe care îl poate face părintele este să-i spună ce este bine și rău, după care să lasă să aleagă el, cu tot riscul să aleagă el și să-l iubească așa cum este, în măsura în care va iubi așa cum este și să-l ajute să sprijine orice ar fi, atunci el se poate schimba. Am văzut odată și am mai povestit, cred, un film cu o închisoare de maximă siguranță din Statele Unite, unde erau criminali și ei se organizează în interiorul închisorii. Cel mai puternic își aleg un fel de conducător pe cel mai puternic dintre ei și îl arată pe acest om puternic, cum a fost chemat la vorbitor de către mama lui. Pe culoar, când mergea pe hol, se umfla în mușchi și arăta ce mușchi are, toți ceilalți pușcăriași îl ovaționau, așa, și mare veselie și cât de mare și puternic era el, a deschis ușa brusc. Și când a deschis, a pus-o pe mama lui, cât era el de umflat, că se umflase în pene, nu venea să cred cât de mic s-a făcut. S-a dezumflat așa deodată, s-a făcut mic și a pus mâinile între picioare și s-a dus la mama lui și l-a îmbrățișat și l-a ținut în brațe și a plâns cu ea. Deci mama îl iubea așa cum era, indiferent cum era el, nu a contat, îl iubea la fel. Deci la acest tip de nivel de iubire trebuie să ajungă mama, iar pe de altă parte, modelul ei este important pentru copil. Dacă mama în viața ei nu ar fi criticat pe nimeni și ar fi fost iubirea orice ar fi cu orice se întâmplă în viața ei, nu se întâmplau asemenea lucruri. Deci copilul este potrivit trimis pentru, la fel ca și bărbatul, este potrivit trimis ca să poată să ne înveți această iubire orice ar fi. Și atunci, din planul divin, se alege un suflet, da, care va veni în acea exact, familie da. Respectivă pentru mama. Da, că se vede în viitor care sunt lecțiile. Acela. Da, se văd lecțiile care trebuie să le primească familia respectivă, mama, tatăl, și să dă un copil potrivit ca să poată să-i deranjeze cât mai tare. Nu ți se dă în viață și experiențele care se dau în viață se dau pe nivelul nostru de acceptare și de dăruire. Dacă noi nu dorim suficient, viața noastră este neplăcută. Dar în momentul în care tu accepti totul, orice ar fi, și nu știi ce să faci ca celălalt să fie mai bine și îl accepti așa cum este, viața ta se schimbă în clipa respectivă imediat, pentru că tu devii suflet atunci. Adică te compoți ca o ființă divină. Ființa divină nu comentează nimic, pentru că știe că ce vine din față vine la divin și are tot respectul față de ce vine din față. Adică se înclină în fața celui care vine spre el, indiferent cum este, și îl accepte așa cum este, pentru că nu se poate împotrivi. Nu se poate împotrivi lui Dumnezeu, pentru că e hotărâre divină acolo. Indiferent de cât de mari greutăți sunt sau neplăceri, ele vin la divin, nu se poate împotrivi. Și el știe lucrul acesta. Și mai mult, neplăcerile care vin pentru ego și este foarte bine ce se întâmplă. Deci cel care este deranjat este ego-ul. Sufletul nu este deranjat de nimic și nu știe decât să iubească. Și pentru el să vezi ce lucru frumos este chiar o ocazie. Adică toate neplăcerile astea care vin sunt o mare bucurie pentru suflet, pentru că este ocazia prin care până la urmă ego-ul va fi distrus și vei reveni la el. Pentru că, cum spunea Florentina Topală, Dumnezeu zice, eu te-am creat, tot la mine vei veni. Deci orice ai face în viața aceasta, orice direcție vei lua, tot la mine vei veni. Gata, deci tot în iubire te vei retrage, pentru că n-ai altă soluție. Te vei revolta, te vei lupta, vei suferi o viață întreagă, 60, 70 de ani, 80 de ani, dar până la urmă tot la mine vei reveni și vei înțelege că eu sunt împăratul. Deci iubirea este puterea cea mai mare. Dar este o bucurie subtilă a sufletului care nu o simte ființa om din cauza părții egotice. Da, da. Da, asta. Da.
Dar să știi că întotdeauna când ego este distrus, sufletul se bucură. Deci când apar neplăceri, necazuri, sufletul are o bucurie imensă. Exact ca la moarte. La moarte se eliberează o cantitate de fericire, seamănă cu un extaz imens, maxim, moartea. Adică se eliberează foarte multă energie care era blocată pe materie. Și eliberarea aia este o fericire. Deci la moarte este cea mai mare fericire posibilă. Pentru suflet, simte. Pentru suflet, da, da. Ce frumos, ce frumos. Da. Următoarea doamnă ne spune așa, există nevoia de a socializa, de a pleca, de a vedea alte locuri, mă încarcă cu energie și bucurie. De ce să nu te simți mereu ponosit? Ego-ul se simte o bucurie din orice. Sufletul nu are diferență. El se bucură și de noroi, se bucură de mizerie. Deci el nu este afectat de absolut nimic, nu face diferență pentru că nu împarte în bine și rău. El nu are bine și rău. El este aici ca și dincolo, este la fel în orice loc, în universul acesta, în lumea aceasta și în lumea de dincolo. Nu este afectat de absolut nimic. El se bucură pentru că orice s-ar întâmpla, pentru că bucuria este natura lui. Numai ego-ul împarte bine și rău și spune că acest loc este bun, acel loc nu mai este bun, ăsta are noroi, ăsta are mizerie, aici sunt oameni răi, dincolo sunt oameni buni, numai ego-ul. Și din cauza asta el își construiește nefericirea și suferința continuă. În momentul în care împarți, a și pornit ego-ul, a pornit dușmanul și ți-ai creat nefericirea și suferința. Deci, în cauza asta, în facere se spune nu împărți. În bine și rău că nu există așa ceva. Nu există ceva mai bun decât altceva. Toate lucrurile sunt egal. Noroiul este egal cu lipsa de noroi. Albul este egal cu negru. Când nu mai vezi opusele diferite, atunci ai depășit dualitatea și lumea aceasta. Adică te unești cu sufletul și devii ființă divină. Cea mai mare fericire pe pământ este să trăiești ca suflet și nu ca ego. Pentru că orgoliul continuu trăiește într-o nefericire maximă și caută mereu o nefericire mai mare. Omul când caută, spre exemplu, se duce în alte locuri și în alte locuri, dar el nu va atinge fericirea pentru că fericirea este oriunde. Nu-l face ceva mai fericit decât altceva pe suflet. El este oriunde fericit. A avea ceva sau nu avea ceva nu l-afectează în niciun mod. Numai pe ego. Deci noi satisfacem doar un ego, dar ego după aceea se va simți neîmplinit și va vrea mereu altceva și altceva și niciodată nu va fi fericit. Deci ca să obții fericirea trebuie să ieși din dualitate, să nu mai împarți în bine și rău. Da. Și când nu mai faci lucrul acesta, dar real, în viața de zi cu zi, prin comportament și când îți dai seama și te dezidentifici de eu, adică îți dai seama că tot ce reprezintă o neliniște, o nemulțumire, o îndoială, nu ești tu, te-ai dezidentificat de ego, atunci viața ta devine frumoasă oriunde. Oriunde, în orice loc și orice ai face, viața ta va fi frumoasă și va fi bucurie. Și mai mult, în măsura în care ești așa, nimic neplăcut nu va mai veni din față, pentru că întotdeauna vine ceea ce ești tu și dacă tu ești mai iubire și bucurie, din față va veni tot așa. Și asta este și soluția ca copiii să se schimbe. Deci nu se schimbă atâta timp cât părinții împart în bine și rău, luptă, se apără, se luptă unii cu alții și caută un mai mare bine pentru ei înșiși. Trebuie dăruirea să fie continuă ca să faci spațiu gol unde să vină divinul. Și prezența lui este cea care ne face viața frumoasă și îi face pe copii să fie cum trebuie, prezența divină. Și cel mai important lucru este ca mama să fie un model de comportament, de cumințenie, de respect față de tot ceea ce înconjoară și mai ales de principiu, față de principiu masculin inițiator al creației, care este bărbatul. În măsura în care femeia îl iubește pe Dumnezeu, ea îl va iubi pe bărbat. Deci problema este de împăcare cu divinul. Când ea se întoarce la divin, atunci se reglează relația cu bărbatul și copilul va reveni la normal. Atâta timp când femeia critică, acuză pe bărbat, îl acuză pe Dumnezeu. Adică îl atacă pe Dumnezeu, de ce mi-ai dat mie situația? Păi ți-am dat situația aceasta neplăcută ca să scot iubire din tine, să te comporți ca o ființă de iubire, pentru că ți-am dat 80% de iubire și noblețea obligă. Deci dacă nu îți dai drum, deci toate problemele din viață se rezolvă cu și mai multă iubire. Întotdeauna trebuie să dăruiești și mai multă iubire și atunci ele se rezolvă de la sine. Nu este niciodată o problemă între tine și celălalt, și întotdeauna este o problemă între tine și Dumnezeu, că nu ai iubit destul. Nu oamenii sunt răi sau vinovați, ci noi nu-i mai iubim. Da, de aia sunt ei așa. Deci mie dacă apare o neplăcere de genul acesta, înseamnă că tu nu ai fost un model cum trebuie și ai pus condiții, ai pus
ai ales, ai avut alegerile tale împărțit în bine și rău, ai crezut că ceva este mai bine decât altceva și din cauza asta oamenii se arată că nu e adevărat. Până când te înveți că de singura soluție o să vezi că nu mai revenirea la divin. Dar îți dai seama, omul, până la urmă, dacă nu înțelege reglarea asta care vine prin oameni, vin boli. Și mai ales boli cronice de durată foarte mare sau cancere. Păi trebuie să-ți vină o boală din asta ca să înțelegi. De ce? Pentru că în boala aceasta de tip foarte gravă, omul își pierde toate speranțele, deci se dezidentifică de materie. Deci el a făcut totul ca să aibă, să câștige, să fie, să-și atingă un bine personal și deodată tot ce a considerat el că este important s-a distrus. Dar distrugerea aceasta este salvarea sufletului. Pentru ego pare o suferință, nu? Și pentru corp pare o suferință, dar pentru suflet este eliberare. Pentru că scapă de chinul ăsta în care a fost ținut de ego, că lucrurile nu sunt cum trebuie, că mai trebuie să facă nu știu ce ca să ajungă nu știu unde. Că nu este mulțumit niciodată și neîmplinit. Nu este adevărat. Noi suntem împliniți în fiecare clipă. Noi suntem iubirea toată. Noi trăim cu foarte puțin. Nu avem nevoie de mult. În măsura în care omul se începe să se restrângă, atunci energia care se pierdea pe viață se întoarce, deschide poarta cerului și te încarci cu energie vitală și viața ta se schimbă imediat. În măsura în care tu te schimbi, se vor schimba și oamenii. Altfel nu se poate. Nu poți să-i faci celuilalt absolut nimic, că în spatele lui divinul și îl mișcă împotriva ta. Deci, viața ta va deveni mai frumoasă în măsura în care tu te schimbi și devii un om iubitor. Altfel nu. Ceilalți vor continua să te deranjeze cât pot ei de tare până ajungi în starea aceasta și poți să pierzi viața și alte vieți, dar este singura temă. Da, și momentul acum e important ce facem acum. Da, următoarea întrebare, dar cred că ai răspuns înainte la asta, acum prin ceea ce ai răspuns acum, cum să fiu în iubire, să simt iubire mereu. Foarte simplu, să te lași pe tine mereu învins, călcat în picioare și scuipat. Pentru că în măsura în care nu te mai deranjează faptul că celălalt te înjosește, acesta este raiul. Deci dacă te deranjează când cineva îți face un rău, nu ajungi în rai deloc. Ajungi în zona de jos unde este descrisă de Ilie Cioară și este scris studenților, pentru că reacția ta, opoziția la ceea ce vine din față, este opoziția la Dumnezeu. Este ca și când ei spune, Doamne, eu nu vreau să fiu iubire orice a fi. Nu vreau să-mi fac decât binele meu. Și Dumnezeu zice, bine, vrei numai binele tău, dar vezi că binele tău înseamnă despărțire de mine și va fi suferință. Și asta se întâmplă. Deci omul când caută mai mult binele său, el caută, de fapt, distrugerea. Se va distruge fără putință de a se opri. Deci nu are niciun fel de șansă să urce mai sus. Aici este o problemă, că noi zicem, punem etichete pozitive la ceea ce ne face cel mai mare rău. Zicem că bună starea, plăcutul, stabilitatea, siguranța, comoditatea sunt bune, dar întăresc ego-ul. Ego-ul cheamă după aceea neplăceri din față și îl distruge. Cum să vrei tu, de fapt, iadul? Ele sunt iadul, deci distrugerea care vine ca să te ducă în iubire. Și omul se opune după aceea și începe să lupte. Și crede că trebuie să facă totul ca să se apere pe sine și luptă cu aproapele său. Dar în clipa în care luptă, el se îndreptățește pe sine și devine Dumnezeul său, adică diavol. Majoritatea oamenilor sunt pe factura aceasta, pentru că sunt reactivi. Adică sunt foarte puțin umani și foarte mult apropiat de partea animală, pentru că funcționează cu programele de animalice. Am fost și am luat un interviu domnului Farkas și am discutat despre ființele extraterestre și alte civilizații. Și am întrebat din ce cauză noi nu putem să luăm legătură cu aceste civilizații. Și domnul profesor a zis că aceste civilizații nu sunt cu 100 sau cu 1000 de ani mai avansate decât noi, ci sunt cu milioane de ani. Ele nu e vorba de un avans tehnologic, cum credem noi, este un avans spiritual. Deci au foarte multă iubire. Cum am văzut și eu ființele de pe planeta respectivă, că îmi ziceam că aș fi vrut ca pe Pământ să văd un călugăr, un duhovnic la nivelul de iubire pe care îl aveau acele ființe. Aveau, nu știu, o stare de bunătate și o blândețe incredibil de mare și te impresiona. Și compasiune. Și noi, dacă, zicea domnul profesor, dacă acum, să zic, 5 ani de zile aveam un anumit nivel de înarmare
Gândiți-vă ce nivel de înarmare avem acum și ce nivel vom avea peste 5 sau 10 ani. Noi, dacă am intrat în contact cu asemenea civilizație, am vrea să o cucerim, să-i luăm tehnologia sau cunoașterea și după care să atacăm alte civilizații. Deci suntem o ființă războinică foarte, foarte înapoiată, foarte înapoiată. În măsura în care noi prețuim exteriorul, de fapt am pierdut legătura cu Divinul. Și aceasta se numește apocalipsă. Suntem un mecanism de extinție în masă foarte puternic și accelerat, pentru că omenirea și-a pierdut energia vitală prin atașamentul de materie. Când s-a atașat de plăcerile lumii, ea a început să piardă viață. Tot ce apreciem noi mai mult, pe lucrurile acelea au venit restricțiile. Restricțiile sunt, de fapt, divine și oprește scurgerea de energie vitală. Îți place să consumi, mai știu ce, la restaurante și mai departe, toate aceste lucruri sunt restricționate. Pentru că, prin restricție, omul se întoarce la suflet, nu mai pune preț peste el și nu mai pierde energie. Deci trebuie să economisească energia vitală. Cu cât el va lupta să-și apre comoditățile, stabilității și viața de dinainte, el va urca pe nivele superioare de desprindere forțată. Pe exemplu, acum se pregătesc de război în lume. Deci asta înseamnă că omenirea nu se va desprinde în niciun mod decât cu forța. Și ceea ce se întâmplă este bine. Exact cum am spus, că când vine cineva la un psiholog, se plânge degeaba, pentru că ceea ce plângea respectivă este lucrul de care are nevoie. Că vine de la divin și toate sunt perfecte așa cum sunt. Noi credem că oamenii sunt de vină, că copilul este de vină, că nu vrea el să învețe. Nu e adevărat. Dumnezeu l-a dat în modul acesta pentru că mama nu a putut să fie un model de iubire orice ar fi. Și rolul pe care l-au oamenii este să ne învețe această iubire până la capăt. Da. Următoarea întrebare. Este adevărat că pierdem sau se rup bucăți din sufletul nostru când ne supărăm foarte tare? Nu, este presat. Nu se rup. Sub linia, e împins cât mai jos și este ca o oală sub presiune. Până la urmă va ieși la suprafață. Da. Și pericolul este mare pentru că sufletul are contact cu toate sufletele și el poate să comande la ceva să vină peste tine. Spre exemplu, o doamnă se duce la munte. Mare veselie, nu știu ce. Și la un moment dat, din munte se desprinde o piatră și cade direct în cap. Deci sufletul, fiind una cu sufletul muntelui, a comandat piatra respectivă să o lovească ca să poată să o aducă înapoi într-o stare de... cum să zic, de bun simț, de măsură. Da. Următoarea doamnă spune, ce respingem nu persistă și mai mult, oare? Spuneți că gândurile negative trebuie respinse. Poate m-am exprimat greșit, să nu le iei în seamă, adică să nu mergi pe culoarul lor, adică să nu le prelucrezi, să nu funcționezi pe ele. Adică să nu le iei și să nu faci ceea ce ele spun. În sensul ăsta. Trebuie să nu le iei în seamă. Când nu le iei în seamă, atunci ele nu mai sunt active. Și mai mult, în măsura în care tu faci lucrul acesta în toate situațiile de viață, ele nu mai revin. Și în măsura în care nu mai revin, viața ta devine miraculoasă. Înțelegi? Dar vor reveni atâta timp cât intrăm pe ele își vor face consecință și ne duc spre suferință. Că rolul lor este să întărească, să păstreze ego-ul. Să nu moară. Pentru că orice neplăcere distruge ego-ul. Deci, noi când mergem pe culoarul unui gând din acesta negativ, trebuie să fim foarte siguri că lucrurile se vor termina rău, prost. Și vom suferi. Dar suferă ego-ul. Dar suferința ego-ului este o fericire pentru suflet. Este foarte bine. Întotdeauna când apare pierdere, când oamenii te înjosesc, te bat, te scuipă, te umilesc, este cel mai bine pentru suflet pentru că el se eliberează de dualitate, de credința că noi suntem un eu separat de divin. Nu suntem, noi suntem chiar divinul în fundal. Uite, o întrebare foarte interesantă. O întrerupere de sarcină în trecut poate afecta în mod negativ viața copiilor născuți după această întrerupere de sarcină a următorilor copii care au venit în familie? Întreruperea de sarcină s-a făcut dintr-un orgoliu, adică dintr-o separare.
în măsura în care orgolul este mare, femeia are puterea să ucidă un suflet, un copil, să întrerupă sarcina. Dar viața vine cu neplăceri în continuare și o aduce în zero. Și o resetează, o pornește de la zero. Deci, prin neplăcere respectivă și-a plătit greșeala respectivă. Într-adevăr, a fost o situație prin care i s-a scăzut orgoliu. Dar acum este altă viață, nu mai are niciun fel de... Deci poate să pornească cu altă viață. Și copiii iau forma interiorului mamei. Și dacă mama a învățat din situația aceasta și a ajuns la iubirea orice ar fi, copiii vor fi bine. Dacă nu, și va veni cu condiționări, cu critici și nu știu ce, și cu atac la soț, atunci copiii vor lua modelul respectiv. Deci modelul mamei de acum este important. Deci nu are legătură cu ce s-a întâmplat cu acea situație în trecut. Ei au venit, nu, că și-a primit de... până atunci, da, tot felul de necazuri, până nu s-a mai putut. A putut în continuare să nască copii, că altfel nu putea să nască copii dacă orgolul era foarte mare, dar s-a șters tot ce a fost până atunci și acum punește o altă viață, dar contează comportamentul de acum și modelul de acum în continuare pentru copiii care sunt. Dacă iar o ia de la capăt cu orgoliu, cu criticile, cu acuzațiile, le face rău. Wow, deci cred că prin întrebarea asta cred că ai răspuns la foarte multe, multe femei și este minunat ceea ce ai spus tu, Marius, acum. Păi este speranță, deci îți dai seama, și-a consumat toate problemele, da, până, deci, pentru că altfel nu putea să nască copii. Concluzia asta este că dacă ea nu schimba în comportament după acea întrerupere, nu năștea copii. Nu mai năștea mai departe. Nu. Foarte interesant. Deci ei s-a aștept. Deci faptul că a putut să nască copii înseamnă că i s-a iertat. Wow, ce frumos, Marius. Atunci pune și o altă viață, totul este de la capăt acum, dar fii atentă că poți oricând să dereglezi pe tot. Păi te uiți la acțiunea copilului. Dacă copilul nu mai vrea să învețe, nu te mai ascultă, nu știu ce, ai orgoliu. Deci nu este el de vină, ce tu. În măsura în care dai orgoliu jos și te supui celorlalți și revii la divin, atunci se repară situația. Oamenii revin, se refac. Da. O altă doamnă îmi spune așa. Cineva vorbește urând lângă copii. Încadrez situația la ceva rău pentru copii și mă îndepărtez? Sau cred că nimic nu este rău, nu împart? Nu, datorită mamei vorbește rău. E vorba despre mamă. Mama are gânduri de acuzație, de critică, nemulțumiri, toate astea. S-a identificat prea mult cu ego, a crescut foarte mult și din fața a trebuit să vină ceva ca să arate cine este ea, cum este ea și pe ce poziție se află. A constatat că e ceva în ea, începe să se schimbe în sensul că lasă, acceptă, iartă, nu se mai luptă, nu se mai apără, nu gândește decât încurajator și nu este numai iubire, adică sare în ajutorul celorlalți și mai mult dă decât ea, adică nu se dă înlături de la niciun efort, în clipa aceea ego-ul ei scade. Deci trebuie să faci totul ca ego-ul tău să-l scade și atunci neplăcerile astea nu mai vin din față. Neplăcerea este orgoliul nostru. Deci când ceva neplăcut ți-a venit din față, cineva te-a atacat, ai arme. Ai arme, lași armele jos, nu te mai lupți cu nimeni, accepti ceea ce vine din față înțelegând că nu ești tu acela. Deci reacția care vine în interiorul nostru este ai gole, nu ești tu. Sufletul nu se supără niciodată, îl acceptă totul, nu se împotrivește la nimic, eliberează întotdeauna, nu vrea să schimbe pe nimeni. În momentul în care te uiți la tine și vrei să schimbi pe cineva, ai intrat în ego automat. Și ai toată siguranța că lucrurile se vor termina prost. Da. Următoarea doamnă spune așa, din punctul meu de vedere, gândurile sunt energie care trebuie liberată pentru a fi transformată sau mă înșel? Gândurile sunt energie, dar gândurile negative sunt energie distructivă. Și primul care este distrus suntem noi. Deci când avem gânduri negative, exteriorul ni le întoarce în oglindă și ne distrugem pe noi. Asta este funcția atacului din față. Atacul din față este atacul nostru. Întâi trebuie să gândim noi agresiv, negativ și apoi din față va veni ceva cu o forță mai mare decât gândirea noastră negativă ca să ne distrugă. Deci nu este profitabil, este o prostie, este ilogic, este o absurditate ca omul să aibă o gândire negativă pentru că numai ego are gândire negativă, dar el întotdeauna va crea situații care îi vor produce suferință cât mai mare pentru că se hrănește cu durere.
Deci a marja pe o gândire negativă nu ești tu acolo. Tu ești o ființă de iubire, deci mereu intrăm printr-o un lanț, o buclă din asta, prin care ego-ul mereu se dovedește că el există, când de fapt el nu există. Dar în măsura în care noi nu mai mergem pe logica lui și nu mai acceptăm să funcționăm pe logica gândirii acuzatoare, atunci noi ne dezidentificăm de ego și devenim suflet. Numai atunci. Da, deci doamna, nu suntem interesați în viața noastră să funcționăm ca critică, ca acuzație niciodată, ca îndoială. Nu suntem. Noi suntem cei care nu critică niciodată, nu e deranjat de nimic sufletul, nu se supără niciodată, nu vrea să schimbe pe nimeni, lasă toate lucrurile să fie așa cum sunt. Dacă nu lași lucrurile să fie, deci de fiecare dată ești pus în această dilemă. Ce alegi? Vrei să intervii, să lupți, să te aperi? Nu ești un divin, se va termina prost. Păi cum să vrea cineva să se termine prost? Și se termină prost la un nivel în care oamenii încep să devină răi și te atacă, nu? Copilul nu mai vrea să învețe, afacerea se strică și nu mai aduce bani, nu? Ne dă afară de la serviciu, putem să faci accident de mașină. Deci cum să vrei să-ți fie rău? Pentru că rău pe care îl gândești, rău acela îți va veni din față. N-ai voie să gândești rău, că îți vine în oglindă. Da. Doamna nu a specificat ce fel de gânduri, da, să elibereze, dacă pozitive sau negative. Am vorbit acum despre gândurile negative, dar probabil se referea poate și la cele pozitive. Adică are un gând pozitiv, ce trebuie să facă cu el ca să-l transforme în realitate? Prin acțiune, nu? Prin cum? Păi când ai un gând negativ, îl pui și în practică, prin repetiție, într-adevăr, și îl transformă într-o realitate, în realitatea care îți vine din față mâine. Deci atenție ce gândești, că vei crea realitate. Dacă un gând este repetat, așa se transformă în realitate. Dacă mereu și repetat, în situații diferite, mai ales în cele neplăcute, tu acorzi circunstanțe atenuante la tot ce vine din față, nu te împotrivești la nimic, înțelegând că din față vine numai Divinul și ce-ți face El, chiar dacă e neplăcut, este bun așa cum este, și când nu te superi orice ar fi, atunci nimic rău nu-ți mai poate veni. Da, deci concluzia este că un gând, indiferent că este pozitiv sau negativ, faptul că este repetitiv se și manifestă deja în realitatea ta. Se manifestă. Iar numai ego împarte în bine și rău. Sufletul, pentru suflet, că este rău, că este bine, nu este interesat. Adică nu împarte, nu vede în rău un bine. Dacă reușești să nu vezi în niciun rău, să nu vezi în rău ca să face un rău, și să vezi binele din răul respectiv, atunci nu mai poate să vină. Deci ca să oprești neplăcerile, trebuie să vezi în orice rău un bine. Adică o ocazie prin care sufletul tău se înalță și scapi de ego respectiv. Da, deci să deci, nu mai etichetezi, să nu mai împarți. Totul este... Ego-ul vine, răul vine pentru ego și e bine. E bine ce se întâmplă. Vine o pierdere, este bună pierderea. Cineva te înjosește și te umilește, este bine ce se întâmplă. Cineva țipă la tine, este bine ce se întâmplă. Copilul nu mai învață, este bine ce ți se întâmplă. Dacă ai orgolul și ți l-ai apărat, asta este consecința. Deci, ca să învețe copilul, trebuie să ajungi la iubirea orice ar fi. Adică să nu știi ce să faci ca celălalt să fie mai bine, să nu critici pe nimeni, mai ales pe soț sau pe tată, pentru că atacul asupra principiului masculin, inițiator al creației, este atac la divin, și atunci Dumnezeu îl pune pe bărbat să te deranjeze cât se poate de mult, sau prin copil să nu mai învețe. Deci o reglează pe mamă prin cei apropiați sau prin părinți. Da. Următoarea întrebare. În sarcină și alăptare, cât de mult să ne restrângem alimentar? Se vehiculează că trebuie să mănânci consistent ca să ai lapte sau capătul să se hrănească și să aibă un parcurs bun. Ce părere ai despre asta, Marc? Nu am fost în situația asta, nu prea știu. Bănuiesc că ce simte mama atunci este lucrul cel mai important. Dacă simte să găsească, să aleagă o cale, probabil calea aceea este cea bună. Da. Următoarea întrebare. Așa cum corpul fizic are nevoie de hrană, mă gândesc că și sufletul nostru are nevoie să fie hrănit. Cum putem să ne hrănim sufletul? Ce frumos! Numai cu gânduri de încurajare, de recunoștință și de apreciere, să nu ne permitem niciodată un gând de nemulțumire, de critică, acuzație, învinuire, condamnare, judecată, reproși. Vezi câte sunt? Da! Sunt foarte multe. Pentru că m-am uitat la dicționarul limbii române și am văzut că peste 95% dintre cuvinte descriu ego-ul.
Doar între 3 și 5% dintre cuvinte descriu ființa divină din noi. Deci totul este concentrat spre a întări ego-ul. Deci este un program și în spatele. Sunt programe, bineînțeles, că în momentul în care ai o nemulțumire, nemulțumirea este un program și mai mult este o ființă. Și este o ființă a întunericului. Noi când alegem critica, acuzația, învinuirea, noi alegem întunericul, pentru că sunt ființe ale întunericului. Ca să nu spun mai rău, sunt diavol. Da. Deci, mânia, furia, ura și restul critici și așa mai departe sunt diavolii. Deci noi când am ales, i-am ales pe ăștia, am ales să reacționăm, să luptăm sau să ne apărăm, folosind asemenea cuvinte, crezând că celălalt este vinovat, noi de fapt am intrat în iad. Acesta este iadul. Se simte asta și la nivelul sufletesc, că apare o stare de neliniște. În momentul în care ți-a pierdut liniștea și ți-ai pus dreptatea ta pe primul plan, omul a devenit ăla cu cornițe, pentru că ăla cu cornițe caută întotdeauna să pună adevărul său, dreptatea sa, binele său și liniștea sa pe primul plan. N-ai voie să cauți liniștea ta și să lovești pe celălalt, n-ai voie să cauți mai mult binele tău, întotdeauna trebuie să dai semn că celălalt este mai important. Când dai semn că omul din fața ta este mai important, Dumnezeu e mai important. Deci să zicem că inima este GPS-ul interior care, prin care simțim și acele stări când ajungem în așa zisul iad și acele stări în care suntem în rai. Totul se simte prin inimă. Când simți așa bucurie de ființare, de iubire pentru orice ar fi, ești în dumnezeire. Când ești agitat și ești anxios și așa, deja ai coborât sub linia roșie. Exact. Gândește-te, spre exemplu, când alegi să fii îngăduitor, înțelegător la infinit și acolo circunstanțe atenuante tot timpul, tu te-ai unit cu sufletul. Tu ai devenit iubirea, tu ai devenit divinul. Omul zice că crede în Dumnezeu. Pe cum să creadă în Dumnezeu? Nici nu e vorba de credință. Este vorba de cu cine te identifici. Pe cine pui în comportament. Ca să pui pe Dumnezeu în comportament nou, nu ne convine. Pentru că înseamnă iubirea nouă nu ne place. Pentru că a iubi înseamnă a lăsa, a nu interveni. Înseamnă a nu vrea să schimbi pe nimeni, înseamnă să lași viața să fie așa cum vrea ea. Cine face lucrul ăsta? Omul vrea să intervină, să-și impune voința, nu? Voia sa. Și în momentul în care pune voia sa mai presus decât voia divină, a face voia divină înseamnă a lăsa viața să fie așa cum este. Ea are grijă singură de ea. Singurul lucru pe care îl dorește viața este să scape odată de tine. Adică să scape din încorsetarea programelor pe care tu le impui. Deci ca oamenii să fie, să se vindece și să revină la normal, trebuie să nu mai condiționeze. În măsura în care retragi condiția, viața intră în armonie singură, de la sine. Pentru că ea este divină, ea este Dumnezeu și trebuie, singurul lucru care trebuie să o lasă curgă. Pentru că în momentul în care intervenim cu viața, cu voia noastră, noi vrem să oprim curgerea. Este ca și când ai pune o barieră la un fluviu. Păi nu poți, că se întărește împotriva ta, nu? Și dă pe delături. Și până la urmă te inundă. Deci nu poți să oprești viața. Deci singura soluție este... Deci problemele vin din faptul că noi credem că trebuie să facem ceva. Când noi nu trebuie să facem nimic. Când nu facem nimic, de fapt lucrurile se intră normal de la sine. Dacă când facem ceva, facem cu un ego care vrea suferință. Deci mereu suntem în poziția ce alegi. Alegi calea egotică, care înseamnă durere cât mai mare, o nemulțumire continuă și fără capăt, o viață întreagă o irosești și ai sentimentul la sfârșitul vieții că nu te-ai bucurat deloc de viață sau o lasă să fie. Când ai lăsat-o să fie, îți dai seama că tu ești bucuria toată, că admiri, nu rămâne decât admirația și aprecierea tot ceea ce este și vine din față, contemplația. Da. Următoarea întrebare. Se spune că e bine să acorzi cât mai multă atenție copilului, să-i vorbești cât mai mult. Sunt chiar și metode care îl abordează academic pe copilul de la 6 luni pentru dezvoltarea emisferei drepte. Cum și cât să interacționăm cu copiii pentru o evoluție bună a acestora? Lucrul care e cel mai important pentru copil este să petreci timp cu el. Cât mai mult timp până la moarte. Adică tot timpul el are nevoie să petrești cât mai mult timp cu el. Apoi, îi spui ce este bine și ce este rău din experiența proprie, după care îi dai responsabilitatea lui. Și îi spui, și acum tu alegi. Și în măsura în care el alege, el devine matur,
Pentru că întotdeauna omul se bazează pe greșeală, adică pe concluzia pe care o câștigă din efortul lui propriu, din greșeala lui. Deci dă-i voie să greșească pentru că este singura cale prin care el devine înțelept. Că altfel e înțelepciunea. Dacă nu-i dai voie și te împingi tu mereu, el devine handicapat și poate să ajungă în vârstă la 40-50 de ani și nu va ști cum să rezolve situații simple. Dar dacă îl lasă piardă în toate situații de viață, el va găsi soluții optime. Da, așa. Viața îl învață, da. Da. Apoi mai este un lucru important aici. Eu am aplicat lucrul acesta. Când este mic, este foarte important să aibă spațiu auditiv folosit continuu. Eu ce am făcut? Pe timpul acela aveam un magnetofon Maiac și am acela cu bandă și înregistram de la dimineața de duminică, erau teatru radiofonic pentru copii sau când mai erau piese de teatru pentru copii, era și în fiecare zi, am impresia, nu mai știu pe la ce oră, pe la 8 seara, așa, bună seara copii sau ceva în genul ăsta, și le înregistram cap în cap și le puneam chiar dacă era în pat și nu vorbea, magnetofonul funcționa continuu. Și să zic, la 2 ani, nu știu, mai țin minte la ce vârstă vorbește copilul, și aveam și plăci, foarte multe plăci cu povești. Și le puneam, deci am făcut un sacrificiu, că rolul lui copilul este să te învețe iubirea orice a fi. Și m-am trezit la când a vorbit, a spus toată placa, Diana și Pepela, povestea, a spus-o de la cap la coadă, cu toate sunetele din ea, adică ea nu făcea deosebire între sunete și vorbă și registrase în memorie și fâșitul, făcea ca ușa, făcea ca vântul, făcea, deci era totul la un loc. Dar mi-am dat seama că noi credem că nu aud sau nu ascultă. Nu, ei aud, ascultă și prelucrează informația. Această bucurie care o crea ascultatul pieselor o are și acum, la vârsta pe care o are. Îi place foarte mult să asculte piese de teatru. Ele au construit un fel de atenție variată, adică niciodată nu se poate fixa pe ceva. Și când a fost la examene, la matematică sau la facultate, găsea soluții la care ceilalți nu se gândeau. Adică mereu este obișnuită să vadă și alte alternative. Deci este lucru de învățat copilul lucrul acesta. Niciodată să nu rămână pe o singură părere, mereu să-l susții, să găsească și alte două, trei alternative, aspecte. Pentru că atunci îl rup din dualitate. Dar dacă rămâne o gândire din astea bine-rău, și ea îl încurcă foarte mult și întărește ego-ul și interesul personal. Dar când gândește că și asta este valabil și asta este valabil, el doar le alătură, el nu mai ține cu niciuna. Când nu mai ține cu nicio perspectivă, el se dezidentifică de ego și nu mai luptă pentru interesul propriu și atunci a dărui devine mai important decât a lua. Deci îi schimbi viața. Da. Sunt multe metode de genul ăsta, dar cel mai important lucru este să petreci timp cu el, adică să-l duci când este mic la plimbare, să ai grijă de el, să fii cu el tot timpul, apoi la școală să faci școală cu el mereu, să te simte că el cel mai mult are nevoie de prezența ta. Este lucru cel mai important. Și atunci el se simte în siguranță. Se simte în siguranță și susții și îl ajut și îl ajut să crească. În același timp îi dai și libertate. Spre exemplu, îl susții și spui, bun, asta este părerea ta acum, dar ce altă perspectivă ar mai fi? Dar și alta. Deci nu te oprești la trei perspective diferite, dar abia atunci poți să stai cumva liniștit, cu toate că trebuie cât mai multe. Și mereu să-l înveți să nu se oprească la perspective unice. Să caute în orice lucru și chiar când comentează situații de viață, să caute alte și alte perspective. Și atunci el nu va privi cu ură sau supărare, pentru că nimeni nu-i va face nimic, pentru că ura și supărarea apare prin împărțirea în bine și rău. Deci trebuie să eviți împărțirea, adică sau. Nu, și. Deci mereu sunt o infinitate de aspecte ale vieții. Spre exemplu, o floare o caracterizează cu foarte multe aspecte, nu? Și asta te face să o privești cu drag și cu atenție, nu? Nu poți să... Deci cel omul din fața ta nu poți să lupți cu el. Dacă tu te uiți la el, la toată bogăția de aspecte. Și mai este un lucru important, să îl înveți să acorde circumstanțe atenuante.
Deci când apare o neplăcere, să-i explici clar că neplăcerea respectivă înseamnă că are el un eu pentru care a luptat și ego-ul acela este distrus, dar el nu este acel ego. Și mereu se acordă circumstanțe atenuante la toate necazurile care le fac oamenii. Și dacă face asta, este ca un exercițiu al mulțumirii, el nu va mai putea mai târziu să urască pe nimeni și nimic rău nu mai poate să vină, pentru că exteriorul ia forma interiorului tău. Și dacă tu ești numai iubire și îngăduință și înțelegere, exteriorul nu poate să fie altfel. Asta e cel mai mare dar posibil, deci cea mai mare comoară pe care o poți să o aduci copilului, să-l înveți să iubească totul în mod egal și să nu aibă gânduri acuzatoare. Da. Adică să acorde circunstanțe atenuante la orice neplăcere. Da. Marius, mai avem câteva minute și timpul nostru să încheie, dar putem să mai prelungim vreo 10 minute, să mai luăm câteva întrebări. Nu putem să le luăm pe toate pentru că sunt foarte multe. 30. Încă jumătate de oră. Da, așa. Asta ar însemna să mai stăm aici, să mai facem încă un webinar, dar mai preluăm câteva, da? Și apoi vom încheia. Ce îi învățăm pe băieți și ce le învățăm pe fete? Pe fete să respecte bărbatul, băiatul. M-a impresionat când Florentina Topal a povestit că ea a locuit în Irak, că acolo băiatul este apreciat și este susținut ca un bărbat de la vârstele cele mai mici, să zicem 11 ani, nu mai țin minte vârsta pe care a spus-o ea. Adică îi se dă responsabilitatea de a decide și femeile din casă, bunică, mamă și mai departe, respectă ceea ce hotărăște copilul, băiatul. Deci asta înseamnă ca să poată să înțeleagă că el este foarte important. Nu trebuie atacat, niciodată bărbatul nu trebuie atacat, mama, să nu-l atace, să nu-l desconsidere, să nu-i scadă din energia, că el își pierde din energia bărbătească. Apoi femeia, fata, trebuie învățată la fel să nu atace bărbatul, că măsura în care nu-l atacă nu ia din energie și atunci el va avea succes în viață și va reuși să conducă bine familia și să fie responsabil. Dar dacă îl critică și îl acuză, fie mental, îl ia din energia vitală și el nu va mai fi ceea ce trebuie. Deci niciodată nu ți permiți să ataci partea masculină. Și femeia, fata să fie învățată să îl respecte. De aici pornește totul, de la respectul față de principiul masculin, inițiator al creației, pentru că asta înseamnă iubire de Dumnezeu. Și atunci când nu va iubi pe Dumnezeu și nu va ști ce să facă ca să îl susțină, pentru că rolul femeii este să-l susțină și să-l încurajeze, atunci bărbatul va fi eroic, va fi maestos și Dumnezeu îl va ajuta în tot ceea ce face. Dar nu trebuie să-l saboteze, să ia din energie. Da. Vedem lumea cum suntem, cum este, vedem lumea nu cum este, ci cum suntem noi, ne spune oameni. Exact, exact. Da. N-am nimic de comentat, așa este. Da, exact. În față ne vine întotdeauna ceea ce suntem noi. Este foarte important, înțeles. Deci, trebuie să fii atent cum te comporți tu, pentru că acele lucruri le vei primi din față. Deci, dacă vrei ca viața ta mâine să fie o viață frumoasă, trebuie să fii tu în regulă, cum trebuie, adică să ai iubire orice ar fi. Asta ne lipsește nouă, continuitatea și iubirea orice ar fi, adică orice fel de situație și mai ales la femei. Ce-ți vine din față, cum este omul, cum e bărbatul, nu știu ce, tu să fii, să-l încurajezi, să-l susții la infinit. Când faci lucrul ăsta la infinit, atunci ai schimbă pe ei și situațiile de viață se schimbă. Pentru că Dumnezeu așteaptă momentul în care tu iubești la infinit. Când ajungi la această hotărâre fermă și că nu vrei să te schimbi și că înțelegi că asta este natura ta, ești iubirea, că sufletul asta înseamnă, sufletul iubește orice ar fi. Îl bați, îl cerți, nu știu ce, el tot te iubește. Cum sunt câini, nu îi bați, nu știu ce, și ei tot te iubesc. Asta este iubirea divină. Ce frumos! Cum știm care este binele celuilalt? Am auzit spunându-se că nu tot timpul e bine să intervii, căci poți face mai mult rău intervenind. Nu înțeleg care este limita. Păi îl susții în tot ceea ce are nevoie și îl susții până la capăt. Și dacă faci lucrul acesta, atunci atingi ceea ce are el nevoie. Dacă suntem în familie, suntem mereu, avem, cum să zic eu, suntem săritori, ne oferim să ajutăm, avem grijă și făcând asta tot timpul, noi de fapt ne călcăm cu iubire. Celălalt este doar mijlocul prin care noi suntem îndreptați pe iubire. E doar un mijloc. Măsura în care noi facem tot pentru ei și îi facem fericiți, măsura aceea suntem noi fericiți. Fericirea este indirectă, niciodată directă. Când este directă, este a egoului, se pierde repede.
Deci noi nu putem fi fericiți decât în măsura în care ceilalți sunt fericiți și le este bine. Altfel, suntem îngrijorați și ne pierdem echilibrul. Cred că aici, de fapt, este și scopul în care intervii, că poți să intervii printr-un scop în care tu consideri că este bine celuilalt dacă face ca tine și atunci poate fi un scop egotic, nu? Sau poți să intervii chiar să sprijini viața dăruind doar iubire. Deci depinde cum intervii în bine celuilalt. Exact. Da. Poți să fii săritor, să preiei din sarcini. O intervenție foarte bună este să nu gândești critic față de el și să, când este dezamăgit, când are o problemă, mereu să-l încurajezi. Și făcând lucrul acesta este un ajutor imens, dar de fapt te ajuți pe tine. Da, celălalt este de fapt... Da, corect. Da. Deci să nu intervii, de exemplu, uite, iar a intrat într-o situație neplăcută. Critică, uite, da, să nu fie... să intervin eu. Da, nu, să nu fie critică. Da, să fie doar susținere, de la distanță. Da. Mai departe, sacrificiul de sine aduce foarte multă suferință. Să nu cerem banii cuveniți aduce sărăcie. Eu asta am observat. Da, aleg bunătatea, iubirea, dar pentru a ajuta pe ceilalți, trebuie să am concret. Ne dă un exemplu, doamna. Vine cineva și îmi cere de mâncare. Copiii mei nu vor mâncare, dar eu nu cer bani pentru munca mea. Ce mâncăm? Scoartă, pentru mine este ideal să nu cer, însă nu aduce armonie. Păi, în măsura în care noi ne dăruim orice ar fi, va veni la noi ceea ce avem nevoie. Dacă ne zbatem să vrem mai mult, atunci lucrurile pentru care luptăm le vom pierde. Deci, întotdeauna ne mulțumim cu ceea ce avem și nu este nevoie să ne luptăm pentru mai mult, pentru că tot ceea ce depășește necesitatea ni se va lua și se transformă în neplăceri din față. Cred că aici poți să spui, Mariu, și despre zeciuială, ca să înțeleagă mai clar, doamna, adică nu să nu cer bani, deci că este nevoie, este o energie, da, pe pământ, dar să și dăruiești în același timp, ca să te întorci și către ceilalți. Și atunci da, să faci locul acela gol, pentru ca în el se poate să vină mai departe împlinire sau bani sau mai știu ce. Locul acela gol este important să-l facem. Deci ne dăruim celorlalți și o parte din ce prisosește trebuie să dăm. Ca să putem face loc să primim în continuare. Pentru că ceea ce depășește necesitatea nu ne este dat ca să păstrăm noi, ci ne este dat ca să dăm mai departe. În măsura în care dai mai departe, atunci nu mai întrește go-ul. Dar în momentul în care blochezi, pe exemplu, toți banii numai pentru tine în bancă, atunci apare nefericirea și nefericirea se transformă în orice formă de nefericire. Care poate să fie copilul nu mai învață, își dat afară de la servici, face un accident de mașină. Deci tot ce depășește necesitatea trebuie să fie adus înapoi și ești adus înapoi sub orice formă, pentru că este o agresivitate. Omul se agață de banii respectivi și devine agresiv. Și agresivitatea asta trebuie să fie scăzută în orice formă posibilă. Da, poate să fie orice, poate să fie orice. Da. Noi putem, de fapt, să dăruim nu numai prin material, prin bani, putem să dăruim prin orice, să fim în sprijinul vieții. Și faptul că ai întâlnit, nu știu, în parc un om care era bătut și te-ai oprit să stai de vorbă cu el, să-l întrebi ce face, cum se simte, de ce este în această stare, și acela este un dar. Da, atenție, grijă, pentru că omul acela ești tu, de fapt. Da. Ce frumos. Sunt părți din tine, da. Din trecutul tău sunt programe de ale tale. Dacă el este așa sărman, și noi am fost la un anumit moment. Deci când dai celuilalt, îți dai ție, de fapt. Și se șterg programele respective din spate. Și ești interesat. Nu ești interesat niciodată să păstrezi totul pentru tine și să faci totul pentru interesul personal, pentru că atunci se întrește ego, care va crea un dușman, îl va întări și te va distruge. Aici noi nu înțelegem. Că noi credem că noi suntem un eu separat, că noi suntem o ființă comună. Deci când faci totul pentru celălalt și pe tine te uiți, atunci vei fi fericit în viață ca ființă divină. Da. Deci noi ne pierdem identitatea cerească.
nu uităm că suntem o ființă a cerului și facem totul pentru un eu care de fapt nici nu există și tot ce face el și adună și câștigă se va pierde, nu va rămâne absolut nimic. Da, foarte frumos. Este foarte interesant pentru că eu întâlnesc foarte des în viața mea astfel de oameni, astfel de oameni ai străzii și când îi văd, parcă văd lumina lui Dumnezeu, simt o iubire și o, nu știu, probabil poate îmi vine din altă viață, poate am fost și eu un om al străzii și am fost corect, ceea ce corect, corect. De simt atât. Parcă zici că în aura lor este o lumină așa, nu știu, deosebită. Cum îi văd, parcă sunt niște puncte de iubire, asta emană pentru mine. Când îi întâlnesc și îi întâlnesc foarte des, deci foarte des, aproape zilnic îi întâlnesc. Am întâlnit odată o doamnă, doamna Ina, care mi-a povestit despre un înger cu cisme. Deci era un om al străzii, murdar, de înălat în seamă, nici nu știa, nici putea să pronunțe bine cuvintele. În cisme, oamenii îl foloseau și băteau joc de el, nu îi dădeau niciodată bani, îi dădeau doar mâncare și țigări, dar el accepta, deci nu refuza nimic niciodată, nu se împotrivea nimic. Unde îl trimiteai, asta făcea. Deci nu lupta cu nimic. Deci el stătea în divin, ceea ce noi nu facem. Noi punem condiții, uite, ne întrebăm de tot felul de chestii, ne apărăm binele, dar el nu și apăra niciodată binele. Stătea într-o gheretă undeva, nu își făcea niciun fel de problemă și el era în divin. Când la el a venit Dumnezeu, a venit Domnul Iisus, mereu îi vine în somn și l-a descris cum este și la noi nu vine, la el vine. Da. Așa, și când vorbea despre Domnul Iisus, își pierdea vocea și nu mai putea, era așa de emoționat încât nu mai avea voce și de-abia dacă șoptea ceva, cu greu înțelegea ce spune. Și la un moment dat spune, eu o să merg că m-a chemat acolo sus la el, de sus la prag. Voi nu știu ce o să faceți. Da. Deci își dădea seama că noi nu suntem cum ar trebui să fim cu toții, pentru că îl păcăleau, îl furau, nu l-a ajutat deloc. Da, și el nu se supăra niciodată. Asta am văzut și eu la ei. Deci întotdeauna când îi privești pe chip, vezi acea stare de eliberare. Deci eu îi văd eliberați, sunt atât de desprinși, dar nu-i interesează că au, că nu au, se bucură, sunt într-o stare din aia de ființare fantastică care pentru noi oamenii care avem de toate este foarte greu de obținut. Deci la ei este pur și simplu, curge divinul prin ei. Și nu-i auzi odată să se plângă, eu stau de vorbă cu ei și niciodată ei nu se plâng. Ei sunt mulțumiți, sunt împăcați, se bucură de ziua respectivă. Exact, exact. Asta este starea divină. Nu știe nimic niciodată. Deci dacă vrei tu să le oferi, se simt așa onorați că te-ai gândit la ei, că da, deci este minunat, minunat. Da, mergem mai departe. Ce vine au oamenii că nu au atâta deschidere către ceea ce spuneți? Toți oamenii fac ce pot și ei mai bine în orice moment. Foarte bine, așa învățăm. Da. Nu este un lucru rău faptul că omul se supără, se înfurie când se vorbește despre iubire. Dar cel care se înfurie și începe să-și apere binele nu are iubire și nici credință. Dar nu este o problemă, va fi dus acolo, pentru că îi va da greutăți cât se poate de mari și până la urmă îl va fi îngenunchiat. Deci nimica nu este rău. Da. Calea egotică și calea egotică este o cale divină. Deci, prin suferință. Dacă omul nu poate să înțeleagă altfel, nu este nicio problemă. Dar tot acolo va ajunge. Da. Se poate fără suferință. Dar dacă vrea suferință, va avea cât cuprinde. Aia e calea, da, cea mai... Da. Pentru că Dumnezeu nu iartă ego-ul, deci el distruge ego-ul fără discuție, este drastic. În Cartea Sfântă a chinezilor, Tao Te Ching, scrie așa, cel care va căuta lumea materială și va pune pe primul plan, va avea o moarte brutală. Deci nu se discută la chestia. Noi apreciem lumea asta, materia, nu știu ce, suntem atrași de ea, dar în lumea de dincolo nu contează deloc. Tot ceea ce apreciem noi aici și punem pe primul plan nu înseamnă nimic. Dacă se citește Moartea Morții și Desăvârșirea, el s-a dus odată să vadă familia Kennedy, care a murit. Unde este lumea de dincolo? Era foarte, foarte jos. Deci ceea ce noi apreciem aici, că uite, că are bogății, temple și mai departe, acolo nu înseamnă nimic. Deci noi apreciem ceea ce în lumea de dincolo nu înseamnă absolut nimic. Și suntem într-o greșeală fantastică pentru că ne ratăm existența și lumea de dincolo nu putem să
să urcăm. Ca să urci, trebuie mereu să jertfești, să dai din mai mult binele tău celorlalți. Spre exemplu, dacă nu ai bani sau resurse, dai cât poți 10%, dar să dai, sau dai grijă, atenție, un zâmbet, îmbrățișare, cuvânt bun, contează foarte mult, încurajare, nu? Faptul că acorzi circunstanțe atenuante și nu vezi niciun rău în lume este colosal, pentru că menții poarta cerului deschisă și îți vine energie vitală, nu numai pentru tine, dar și pentru familia ta, pentru copiii tăi. Este un lucru esențial. Copiii să meargă bine în viață și să aibă o viață de succes sau împlinită, mai bine spus, tu trebuie să nu-ți permiți să ai acuzații, critici și condamnări. Pentru că ele opresc energia și începe copilul după aceea să nu mai învețe bine, nu? Soțul te cerți cu el și totul se destramă. De aici vine. De la gândirea aceasta acuzatoare. Da, dar dacă ești atent în fiecare zi, încă de când ai început să ieși pe stradă, vei observa că Divinul îți trimite în mii de feluri șanse ca tu să poți să fii în sprijinul vieții. Deci în foarte, foarte multe feluri. Și faptul că este o bătrână care nu poate să urce în autobuz și tu te învață. Da, îți oferă ocazii. Și ai sprijinit-o, ai ridicat-o. Da, da. Îți oferă ocazii continuu. Da, exact. Ca să te salveze. Sau ți-a apărut un cerșetor, îți apare exact în momentul în care atașamentul de bani e foarte mare. Nu apare întâmplător. Deci trebuie să înțelegi că ce vine din față este divinul. Nu te poți supăra. Și este următoarea întrebare aici. Dacă ai lângă tine un partener care îți apasă mereu pe butoane și tu te îmbolnăvești la un moment dat, stând în acea relație așa zis toxică, ce ai de făcut? Să rămâi acolo deși nu-ți face bine sau să te retragi? Păi poți să te retragi. Deci relația s-a întâmplat pentru că nu există iubire orice a fi. Te poți retrage, nu este nicio fel de problemă. Înseamnă că omul care are orgoliu foarte mult nu poate să aibă o relație până când îi scade, de singurătatea îi scade din orgoliu, dacă se poate să-i scadă. Dacă nu se poate, va rămâne în singurătate continuă. Deci soluția nu este, problema nu este că celălalt este rău sau nu știu cum, ci pentru că noi nu l-am iubit suficient, din cauza asta este așa. Și Dumnezeu ne-a dat un om care să ne deranjeze cât mai mult. De la început ni l-a dat, pentru că știa cum suntem. Deci ni l-a dat ca să ne salveze sufletul. Dacă nu putem accepta vindecarea care vine prin oameni, atunci vom urca pe nivelul superior, ceea ce înseamnă boli de lungă durată. Da. Uite, o întrebare foarte interesantă. Spune această mămică, eu am 3 copii, 2 foarte iubitori, iar unul uneori este iubitor, alteori agresiv. Atunci cum 2 dintre acești copii reflectă ceva din mine și al treilea ce mai reflectă? Alte situații. În perioada sarcinii cu el am trecut prin lucruri foarte grele. Eu cred că mă reflectă încă pe mine din acele vremuri. Sigur, sigur. Deci a avut critici, acuzații și criticile acelea sunt copilul care are aceste probleme. Și au rămas în memoria. Da, plus că noi în sine, am mai repetat, suntem foarte multe programe acolo, de la toată lumea. Și se manifestă, deci aparent noi suntem oameni buni, îngăduitori, înțelegători, dar asta nu înseamnă că în viață să nu se mai manifeste ceva neplăcut. Și noi zicem, da uite că eu am fost bun, întotdeauna am făcut totul pentru ceilalți. Da, da, în spate mai ai programe pe care nu le știi de la alții. Tu trebuie să ajungi ca în orice situație, toată viața, orice ar fi, să fii iubire. Și poți să speri ca să, la vârsta de, să zic, 60 de ani, 70 de ani sau 80 de ani, deodată cursul vieții tale să se schimbe. Dar nu se schimbă pentru că noi nu suntem continuu iubire orice ar fi, că iubirea orice ar fi este singura soluție de a curăța și de a închide programele autodestructive care ne vin din fundal. Singura soluție este să iubești orice ar fi. Adică să accepți ceea ce vine din față, că vine de la Dumnezeu, care pe toate le face perfect. Niciodată un om nu este de vină și întotdeauna noi nu iubim destul. Da. Tot această doamnă îmi spune așa, prin conștientizare nu putem schimba? Cum adică nu putem schimba nimic? Atunci care mai este sensul vieții și inteligenței noastre? Întrebarea da, într-adevăr. Ne putem schimba pe noi, numai pe noi ne putem schimba, nu pe celălalt. În măsura în care ne schimbăm prin noi, pe noi și suntem iubirea orice a fi, este o se schimbă imediat pentru că el este oglindă. Da, bun. Următoarea întrebare este așa, nu am înțeles în legătură cu alegerile. Dacă este deja scris totul, deja, de ce te lupți? Marius, ne ajuți? Pe cine ajuți? Pe mine. Deci noi nu ne ajutăm decât pe noi înșine.
Deci dăruim cât mai mult, atunci noi ne apropiem cât mai mult de divin. Nu poți să, decât să sper că celălalt se schimbă, dar el se va schimba în măsura în care tu te schimbi. Deci întotdeauna nu l-ajuți pe celălalt, de fapt te ajuți pe tine. Când, spre exemplu, vine la un doctor, un pacient, el vine ca să-l ajute pe doctor să găsească, să atingă iubirea orice ar fi. Niciodată noi nu. În măsura în care doctorul ajunge la iubirea orice ar fi, nu mai este, nu mai vine niciun pacient, că nu mai are ce să scadă la el. Wow, Deci, foarte interesant. dar trebuie să ajungă la acest lucru, indiferent ce se întâmplă, să îl iubești și atunci se opresc provocările din afară, că nu mai au ce să schimbe la tine. Deci orice neplăcere vine ca să te ajute, să te îndumnezească și să te ducă spre suflet, să te identifice cu sufletul și începi să pierzi tot ceea ce apreciezi tu mai mult. Și asta este automat, că noi credem că nu credem, că acceptăm ce s-a spus în această discuție sau nu acceptăm, ele se vor desfășura în continuare implacabil. Da. Ce sunt sufletele de dincolo? Poveștile noastre dincolo, știm că aici este aceeași prezență. Te simți tu viu doar că fără trup, așa te simți dincolo, că ești viu doar că nu ai trup? Da, e o conștiință, nu știi cum arăți, ești doar un globuleț sau un punct în sub aceea de iubire. Acolo nu mai ai întrebări, am spus, te simți plin, ești conștient că ești iubirea toată, ești tot acel spațiu infinit, ești infinitul și starea aceasta este natura ta și nu se poate lua nimeni niciodată, nu o poți pierde. Acest sentiment este total. Dar este un fel de peisaj acolo, sunt globulețele acelea sus la prag, este zona tampon, există scara raiului, există Dumnezeu sub forma unui soare de iubire, există Tatăl Ceresc pe un tron. Deci toate lucrurile acestea sunt, dar este singura varietate care este, altceva nu este. Bun, și toate sufletele așteaptă probabil să revină aici pe pământ, pentru că vor să dăruiască din praplinul lor de iubire și au nevoie de cât mai multe greutăți și neplăceri. Deci sufletele caută și cer cât mai multe neplăcere. Și în viață, noi când alegem, alegem pe omul care să ne deranjeze cât mai tare ca să putem să evoluăm. Evoluția este esențială în lumea de dincolo. Noi venim aici pentru dincolo, nu pentru a câștiga ceva din lumea asta. Pentru că toate sufletele care erau acolo în iadul 2 s-au ocupat numai cu adunatul și le prinsese regretul. Regretul este un fel de autobatere, se băteau pe sine pentru că nu mai știau dacă vreodată vor mai fi trimise pe pământ și suferința aceea este maximă pentru că se întinde la infinit, e continuă. Și din cauza asta vii aici ca să dăruiești iubire din praplinul tău de dragoste și să faci totul pentru celălalt, adică să conștientizezi că ești o ființă a cerului și nu o ființă a pământului. Să nu vrei lumea înseamnă să-L vrei pe Dumnezeu. Să nu vrei mai mult pentru sine, mereu să te menții în puțin, în smerit, în modest, în modestie și simplitate. Lucrul acesta, în momentul în care omul a depășit necesitatea, a devenit o ființă a întunericului, pentru că atunci devine reactiv, înfumurat, critic, acuzator, nemulțumit de toate și caută îndreptățirea de sine, caută mai mult binele său, stabilitatea sa, siguranța sa și atunci el de fapt își pierde divinitatea și devine nemilos, crud și hain. Și se vede foarte ușor când oamenii sunt reactivi, ei nu mai sunt în divin, pentru că sufletul nu este nemulțumit de nimic, nu se îndoiește de nimic, nu are ce să piardă, nu vrea să modifice pe nimeni și să schimbe pe nimeni. Și din cauza asta toate lucrurile le primește în dar, fără să se străduiască. Este cel mai mare miracol posibil. Da, Marius, mai avem un pic și ne pregătim să încheiem. Uite, mai putem să mai luăm o întrebare. Deci, practic, pentru a da jos vălul de pe ochi și a cunoaște Divinul și iubirea din noi, este nevoie să ne integrăm, să acceptăm sinele uman și tot ceea ce ține de ego, întreabă această doamnă. Trebuie să înțelegem ce este sinele divin și sufletul. După ce definim sufletul, vom vedea că suntem în ego imediat. Adică, spre exemplu, când vrei să-l modifici pe celălalt și îl critici, ești în ego. Când ești nemulțumit, ești în ego. Când ataci, ești în ego. Când te superi, ești în ego. Și atunci vezi, dacă să vezi, trebuie să definezi situația ideală, sufletul. Și atunci îți dai seama că sufletul nu se supără niciodată, el nu vrea să schimbe pe nimeni și nu ești în suflet. Dacă nu ești în suflet, toate lucrurile se vor termina prost.
Și este absurd ca cineva să vrea să termine prost. Omul când își apără eul, interesul personal, binele său, adevărul său, el se face Dumnezeu său, adică ăla cu cornițe. Este o modalitate de explicare care există în Biblie, dar este foarte funcțională. Da. El își pierde culorile deschise și devine cenușiu. Și deja nu mai poți să discuți cu el. Deci, da. El, dar nu este problemă, pentru că din față Dumnezeu, timp de 6 luni sau un an de zile, îi va trimite tot felul de încercări care îl vor umili, până când îl aduce și îl curățește. Prin oameni face lucrul ăsta. Deci nu omul îi devine, ci prin oameni Dumnezeu îți curăță sufletul și face lucrul ăsta în mod perfect, nu scapă nimeni niciodată să fie sigur de asta. Chiar dacă crede, chiar dacă nu crede, se revoltă sau nu, va fi îngenunchiat fără discuție. Da. Hai să mai luăm o întrebare, că uite, cred că vei răspunde la multe femei care trec prin această situație. Când tatăl nu participă la nimic, nu dă niciun semn, mama își asumă toată responsabilitatea și tot ea împiept toate greutățile. Cum este? Păi s-a dat un asemenea bărbat ca să poată să deranjeze cât mai mult, să ajungă la iubirea orice ar fi, care nu pună întrebări și nu vrea pe nimeni să schimbe. Când atinge această înțelegere și înțelege că din față i s-a dat un om ca să înveți acest lucru care este măreț și este singurul sens al vieții pe pământ, atunci va înțelege că este omul care o deranjează cel mai mult este de fapt medicul divin care îi salvează sufletul și este un dar de neprețuit care vine din lumea de dincolo, special pentru ea. Când ea va ajunge să iubească orice ar fi, atunci ori omul acela va fi luat și dus în altă parte, ori el se va schimba. Pentru că Dumnezeu nu îl schimbă pe bărbat decât în momentul în care femeia atinge această hotărâre definitivă de iubire orice ar fi. De ce? Pentru că numai așa ea poate să mențină partea cerului deschisă, să rănească viața cu energie vitală. Ea are rolul cel mai important datorită acestei energii duble, care trebuie să fie numai iubire. Dacă nu este numai iubire, e sancționată mereu. Din toate părțile este îi vin greutăți de toate felurile posibile. Și când ea acceptă totul ca venind din mâna lui Dumnezeu și nu se mai supără de nimic, se ridică toate casnele. Da. Totul depinde de ea. Bun, dar super. Dar nu numai ea, și natura depinde de ea și universul depinde. Dar mai sunt vreo 2 întrebări, cred. Mai sunt vreo 35, Marius, de întrebări și ne-ar mai trebui încă un webinar. Mai facem un alt webinar și le luăm de unde am rămas. Da, da, da. Deci, uite, este o temă foarte, foarte interesantă. Putem să spunem despre femei și bărbat, că văd că acum se și da, copil. Hai să facem următorul modul. Așa, da, următorul. Le păstrăm pe toate. Ni se pot da mai departe alte întrebări. Și răspundem la toate. Da, o să vă rog ca întrebările la care nu s-au răspuns să le postați pe grupul pe care eu l-am creat pe WhatsApp pentru Marius, da? Să le postați și eu am să le preiau și la următorul webinar pe care le creez împreună cu Marius să răspundem la toate aceste întrebări. Și vreau o concluzie. Da. De voi? Acest webinar va fi cam pe la sfârșitul lunii aprilie. Voi stabili împreună cu Marius și vom anunța și pe pagina lui și pe pagina, da, mea. Atunci o să fie lansat și Rumi, 2 volume, Rumi în original, tradus 800 de pagini. Da, minunat. Așteptăm cu picturi ale lui Gabriela. Da, mulțumesc. Și pentru cine dorește să ne întâlnească, împreună cu Marius creăm o întâlnire de suflet la Sâmbăta de Sus. O să ne vedem pe 7, 8, 9 mai. Pentru cine dorește, cu drag și cu bucurie ne vedem atunci. Da, și o mică concluzie. Tot ce ni se întâmplă nu este o supărare. Că sunt bune, că sunt rele, le împarte ego, sufletul nu împarte niciodată. Și el este fericit, orice ar fi, indiferent că sunt neplăcute sau plăcute, el nu este afectat de absolut nimic. El este iubirea și bucuria maximă, este natura noastră și nu avem cum să scăpăm de ea niciodată. Da. Asta este o speranță. Ce frumos! Și să ne reamintim așa, să aducem în inimă ceea ce ne-ai spus și tu, Marius, pentru că noi suntem ființe divine într-o călătorie atât de frumoasă aici pe pământ, să lăsăm soarele ființei noastre să lumineze, să fim o planetă de sol, de iubire.
Nu numai. Și dacă vine plăceri din față, nu este o supărare, că ego-ul va fi distrus, trebuie să fim fericiți. Da. Și nu scapă nimeni, este automat. Deci, indiferent că credem sau nu credem lucrurile acestea, Dumnezeu veghează la butoane, Tatăl e la cârmă și face lucrul ăsta în mod perfect. Întotdeauna l-a făcut și va face în continuare. Da. Nu avem scăpare, suntem condamnați la iubire. Așa, așa este, așa să fie. Îți mulțumesc mult, Marius, pentru această întâlnire de suflet și vă mulțumim și vouă, dragi suflete, pentru că ați fost alături de noi și ați spus niște întrebări minunate care vor ajuta și alte suflete care vor urmări această înregistrare. Și ne vedem cu bucurie la un alt webinar curând. Vă îmbrățișăm și o după amiază minunată. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu!